Ana Anca. Prezentă. Constante Aradu. Prezent. Covaliu Bogdan. Prezent. Cristian Adriana. Prezentă. Florian Ovidiu. Prezent. Fughele Dina. Absentă. Găbudean Marcel. Prezent. Gliga Florin. Absent. Groza Călin. Prezent. Ionescu Dinu. Prezent. Irimie Andrei. Prezent. Jurja Marius. Prezent. Maior Valentin. Prezent. Mătușan Vladimir. Prezent. Moldovan Ionuț. Absent. Oana Alexandra. Prezentă. Olah Emeșe. Prezentă. Petruș Flavia. Absent motivat. Pop Loredana. Prezentă. Raț Belo. Prezent. Raț Levente. Absent. Rațiu Radu. Prezent. Tarcea Dan. Prezent. Vaida Ovidiu. Prezent. Vișan Ovidiu. Prezent. Se constată că absentează un număr de 5 consilieri locali. Consiliul local este legal întrunit. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. În unanimitate, procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat. Dau cuvântul președintelui de ședință. Bună ziua, stimați colegi! Vă invit să ascultăm imnul național al României.
Cvorumul de ședință este de 23. Doamna Fugheledina este prezentă. O să vă rog, doamna secretar, să consemnați acest lucru. Domnule primar, aveți cuvântul. Domnule președinte de ședință, cu permisiunea dumneavoastră v-aș ruga să-mi permite să vă rog să supuneți votului plenului Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi cu punctele 46A până la 46G, cu mențiunea că aș recomanda aducerea punctului 46A după primul punct pe ordinea de zi. Deci, suplimentarea și aducerea primul punct după punctul 1 pe ordinea de zi a punctului 46A. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi și cu aducerea punctului 46A, punctul numărul 2. De voturi, unanimitate, ordinea de zi a fost suplimentată. Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea făcută. Mai trebuie exprimat un vot. 23 de voturi, unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Domnule primar, aveți cuvântul. Domnule președinte de ședință de Antarcea, distinse doamne, domnișoare, distinși domn, dragi clujeni, fiind între mărțișor și 8 martie, vă rog să-mi permite să vă adresez urările mele de o primăvară frumoasă dumneavoastră, celor dragi și tuturor clujencelor, să vă bucurați de zile frumoase de primăvară, de un 8 martie pe măsură și împreună cu noi, că totuși viața e frumoasă împreună cu noi, nu putem altfel, să avem parte de sănătate și de lucruri frumoase la Cluj-Napoca. În deschiderea ședinței de astăzi, v-aș ruga să-mi permiteți foarte pe scurt să vă ofer câteva informații de interes public pe care să le cunoașteți și, de evident, după aceea să le discutați în cetatea noastră cu cetățenii. Încă din start fac precizarea că pe ordinea de zi suplimentară am reușit să introducem în urma publicării hotărârii de guvern cu privire la programul național Masă Sănătoasă, să putem include astăzi, pe de o parte, continuarea programului Masă Caldă în forma programului Masă Sănătoasă pentru Colegiul de Turism Napoca, pentru Școala Gimnazială Emil Isac, pentru Școala Gimnazială Iorga și pentru Școala Gimnazială Traian Dârjan, din banii guvernului. Mulțumesc Inspectoratului Școlar, doamnei Marinela Marc, pentru implicare, prin faptul că am reușit ca aceste școli să aibă asigurată susținerea financiară, pentru că într-o altă ședință, dacă timpul va permite, am să prezint consecințele pozitive ale acestui program pe care cu toții le intuiți, atât în materie de reducerea abandonului școlar, dar și de creșterea calității actului educațional. În egală măsură sunt aici să vă spun că primăria continuă cu încă o școală mare, programul O Masă Sănătoasă, și numai consultării de specialitate pe care am avut-o cu Inspectoratul Școlar, care am adresat următoarea întrebare simplă. Având în vedere că două școli pe care le plăteam din banii locali au trecut pe bani guvernamentali, ce școală sau ce școli recomandați să includem pentru a continua finanțarea programului O Masă Caldă? Recomandarea Inspectoratului Școlar este pentru Colegiul Tehnic de Transportul Transilvania, care are aproape 500 de elevi. Cei mai mulți vin din mediul rural, cei mai mulți stau în internat, cei mai mulți provin din familii cu o situație materială destul de dificilă. Este și școală profesională, este și gimnaziu. Adică este școala care, cred eu, că întrunește cel mai bine condițiile de a ajuta cel mai mult. Evident că ar fi ideal să le avem pe toate. Treptat o să mai extinde pe măsură și resursele financiare, evident o să ne permită. Dar astăzi aproape 500 de elevi de la această școală, cu votul dumneavoastră, vor putea intra în programul de sprijin Masă Sănătoasă, evident, continuând ceea ce am avut încă de anul trecut, grădinița Mămăruța, pe care tot din banii locale am avut-o și vom continua finanțarea. Mulțumesc domnului director Vișan pentru deschidere și pentru a putea face față acestei solicitări să ne putem descurca într-un timp atât de scurt. Vedem pentru anul școlar următor cum reorganizăm, regândim această structură a programului Masă Sănătoasă, dar vestea bună este acum că avem 4 școli prin programul guvernamental, avem 2 școli
două entități locale prin programul nostru, prin finanțarea directă de la bugetul local. Iar, repet, consecințele sunt extrem, extrem de pozitive ca rezultat al activității educaționale. Reducerea abandonului școlar, masă sănătoasă și creșterea calității altului educațional. Nu mai repet, știți că acest oraș are educația în ADN și este poate cel mai important avantaj competitiv pe care îl avem și trebuie să-l consolidăm în continuare, dar într-o formulă în care, repet, nimeni să nu fie uitat și nimeni să nu fie abandonat. De asemenea, tot astăzi, pe ordinea de zi, o să avem și proiectul de hotărâre pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului. Mulțumesc domnului Mătușan pentru implicarea și suport pe care a avut-o constant în susținerea acestui proiect. Mulțumesc colegilor mei, domnului viceprimar Tarcea, mai ales pentru implicarea împreună cu colegii mei să obținem toate avizele necesare într-un timp aproape record, astfel încât să fim capabili să depunem acest proiect în timp real, dacă, evident, vom avea suportul votului dumneavoastră. Acum, aș vrea să-i rog pe colegi să pună pe ecran câteva informații iarăși de interes public pe care să vi le prezint. La 1 martie s-a deschis Parcul Zorilor, o investiție din banii locali pe o suprafață de 1,2 hectare de teren, care, repet, deja, dacă ați fost în weekend sau în săptămâna trecută, ați putut vedea bucuria pe care o aduce acelor care locuiesc în zonă, în vederea petrecerii timpului liber. Mulțumesc domnului Poruțiu, domnului Moldovan și celor care s-au implicat ca această lucrare să fie finalizată și dusă la bun sfârșit. Că n-a fost ușoară această lucrare. Departamentului juridic pentru sprijinul pe care ne l-a dat constant ca să putem realiza juridicul și patrimoniu, să putem realiza această investiție pentru clujeni. Ea a intrat acum în faza de recepție, deci dacă mai sunt lucruri care le veți vedea îmbunătățite, să știți că vor fi îmbunătățite în urma recepției, pentru că atât în cazul parcului feroviarilor, pe care l-am deschis și care se află în fază de recepție, cât și în cazul parcului zorilor pe care l-am deschis, dar se află în fază de recepție. Nu puteam să stăm încă o lună, o lună jumate, două luni cu parcul închis pentru ca să facem recepția. El este practic funcțional. Tot ce vedeți că poate fi îmbunătățit, să știți că va fi îmbunătățit în urma procesului verbal de recepție, stabilit de câte specialiști, dar mai ales îl vom încheia la momentul în care vom vedea și toți copacii înfloriți. Pentru că numai aici sunt 188 de arbori plantați noi, ca să mai vorbim de parcul feroviar, o peste 300 și ceva. Și atunci, evident că procesul de recepție final va fi la momentul primăverii, când tot parcul practic va putea fi avut în vedere. Dar el a fost deschis publicului, a fost înlăturat organizarea de șantier pentru a se putea bucura, așa cum din timp ne-am bucurat de malurile Someșului, chiar dacă nici măcar nu începuse procedura de recepție. Dar evident că nu puteam să ținem închis din moment ce nu prezenta elemente de pericol public pentru cetățeni. Nu am deschis nimic până când am eliminat ultimul obstacol de a putea pune în pericol publicul. Dar partea de recepție se poate desfășura concomitent cu derularea activităților firești de parc și de alte lucruri de acest fel. Deci, încă o dată, mulțumiri tuturor pentru faptul că am reușit să aducem la bun sfârșit o lucrare atât de necesară pentru cartierul Zorilor și de care se bucură toți clujenii. Parcul feroviar despre care vorbeam mai devreme, și acesta este evident utilizat de către public, dar se află în procedură de recepție. Evident, este mai mare, de 5,3 hectare de teren parcul feroviarilor. Chiar dimineață am discutat o mică problemă tehnică, dacă o toaletă ecologică nu funcționează, se întâmplă o defecțiune, că este până la urmă tehnologie, să pună cei de la RDP un număr fix acolo la care oricine poate să sune pentru deranjamente, să intervine imediat să repare, pentru că avem asigurată și mentenanța și garanția acestor toalete publice, pentru că am fost sesizați, de exemplu, că în parcul feroviarilor una dintre toalete nu funcționa la un moment dat. Aceste lucruri le corectăm imediat, astfel încât să putem avea servicii de calitate. Dar parcul feroviarilor, repet, o altă lucrare de excepție și încă o dată apreciez efortul colegilor mei pentru a-l putea finaliza. 14 din cele 18 autobuze electrice articulate au ajuns în oraș. Așteptăm să ne comunice compania de transport public finalizarea procedurilor de înmatriculare pentru ca noi să și anunțăm clujenii momentul în care ei vor putea să le utilizeze, moment în care vom trece la 60% deja flotă de transport public verde nepoluant în oraș. Azi avem 50%, cu acestea 18 ne ducem spre 60% flotă verde nepoluantă în municipiul Cluj-Napoca, cel puțin. Park and Ride-ul de la aeroport își continuă lucrările în ritmul astfel încât anul acesta să fie finalizate lucrările. E vorba de 863 de locuri de parcare
pe care le vom avea aici, lângă aeroport, astfel încât oamenii să-și poată lăsa mașinile și să poată finaliza drumul cu transportul public. Precizam faptul că și aici, în centru, la cimitir, parkingul cu 345 de locuri va fi gata anul acesta, atât de necesar pentru cei care locuiesc în zonă și pentru cei care vor să vină în centrul orașului, să aibă în zona limitrofă, imediat centrului, un parking, repet, cu 345 de locuri. Cele trei lucrări mari pe care le-am început anul trecut și pe care le finalizăm anul acesta. E vorba de Valea Seacă, Valea Chinteului și Giuseppe Verdi. Sunt în grafic, în termenul contractual de 26 iulie, să fie gata toate cele trei lucrări, poate și mai repede. Pe lângă aceasta au mai început lucrările la alte 5 străzi din municipiu, Teopete, George Bacovia, Ciupe, Cuculi și Locomotivei. În total, 13 străzi vor fi finalizate în 2024 prin implicarea companiei noastre de specialitate a Regiei Autonomia Domeniului Public. Mulțumesc încă o dată pentru implicarea, profesionalismul și lucrările de anvergură care se fac acolo. Repet, de la îngroparea cablurilor în pământ, la dispariția stâlpilor aceștia de beton, la realizarea trotuarelor. Să știți că nici pe Valea Chinteului, nici pe Valea Seacă nu erau trotuare înainte. Sunt trotuare noi amenajate, ca să mai vorbim de carosabili, de stații de transport în comun moderne pe ambele părți și de a aduce doza de confort de care clujenii au nevoie, chiar și în zonele mai depărtate de centru. Grupul școlar Școlar de Leană, grupul statuar, pardon, Școlar de Leană. Cunoașteți istoria, nu mai fac o amintire a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat. Cele bune să se adune, cele rele să spele, și când mă refer la cele rele, mă refer la cea care spuneau să jelim punerea pe pământ a școlii Ardelene, că să ne treacă și o să fie bine. Este vorba de celebru Matias Rex, alias Saca Cișvan, cu afirmațiile care nu pot fi iertate din punctul meu de vedere, ca și afirmație publică. Să jignești într-o asemenea măsură o comunitate spunând, lasă, jelește, că uiți și după aceea va fi bine. Comunitatea, repet, nu uită aceste lucruri, iar noi am readus lucrurile în matca lor normală, numai a trebuit să le readucem cu toate avizele și procedurile necesare, inclusiv cu aviz de mediu, inclusiv cu aviz de monumente, inclusiv cu autorizație modificatoare, care, repet, procedura a trebuit să dureze. Până la sfârșitul lunii martie, grupul statuar Școala Ardeleană va avea statuia pe soclu, ca de altfel și statuia savantului Emil Racoviță va fi amplasată lângă liceul Emil Racoviță, conform avizului de la monument. Am vrut doar să știți că lucrările deja sunt în derulare. Seara am semnat autorizația de construcție, dimineața firma Astorcom și le mulțumesc. Și aici chiar vreau să subliniez implicarea domnului arhitect șef al orașului, a domnului Șurubaru, a domnului Poruți, a domnului viceprimar, pentru obținerea acestor avize, proceduri care să se desfășoare într-un termen real. Altfel, repet, ele ar fi durat foarte mult, astfel încât și această lucrare până la sfârșitul lunii martie, conform angajamentului, să fie finalizată. Avem 7,6 milioane de euro pentru cultură, sport și domeniu social. Știm bine și cunoașteți aceste lucruri, pentru că le-am precizat și într-o ședință anterioară. Pentru că e vorba de sectorul cultural, aș vrea să vă mai fac următoarea precizare. În urma modificării legislative prin ordonanță, a ordonanței 51 cu privire la sectorul cultural, am constituit un grup de lucru pentru redactarea proiectului, ținând cont de proiectul înaintat de către partidele politice, proiectul pe care l-a lucrat primăria în timp și modificările legislative, grup de lucru din care face parte aparatul de specialitate al primăriei și actor cultural din municipiul Cluj-Napoca, din partea Centrului Cultural Clujan, avem pe Meda Corovei, Ralița Zbranca, Ștefan Teișanu, de la Opera Română pe Cristian Avram, pe Matei Mico de la Asociația Culturală Pro Transilvania, Diana Buluga de la Asociația Create, Act and Joy, Andy Deisler de la Asociația Deisler, Iacob Otilo de la Muzeul de Artă, Ișvan Socace de la Fundația Altart, Florin Suciu de la Asociația Magic Puppet și Cristian Hurdire de la TIF. Aceștia au ca termen 28 martie să finalizeze grupul de lucru acest regulament. În 28 martie el trebuie să mi-l prezinte, după care îl înaintez serviciului juridic pentru aviz, iar în luna aprilie să fie pus în dezbatere publică. Calendarul întâlnirilor publice fixat de către acest grup de lucru este următorul. În 13 martie la ora 13 și 19 martie la ora 13 în sala de sticlă au loc întâlniri. Toți cei care doresc din sectorul cultural și nu numai să participe la redactarea, părerile, opțiunile, sunt așteptați în această sală de sticlă
Domnul Ovidiu Moldovan este cel care coordonează din partea primăriei acest grup de lucru. Îi așteptăm să-și pună toate părerile și să le spună acolo, ținând cont de ultimele modificări legislative despre care am vorbit. De asemenea, e de menționat faptul că perioada de depunere a dosarelor, trebuie să fie cunoscută, este 20 februarie, 20 martie. Încă mărțișoare și o martie în Piața Unirii, până în 10 martie avem aici târgurile specifice de primăvară. Clujenii sunt așteptați, invitați dacă doresc să se bucure de aceste produse specifice primăverii. În privința proiectelor de hotărâre, în spiritul aceluiași principiu că nimeni nu este uitat și nimeni nu este abandonat în orașul nostru, alocăm suma de 6 milioane de lei pentru programul social alimente. Adică înainte de Paști și înainte de Crăciun, cei care au venituri cele mai mici din acest oraș primesc un sprijin de 200 de lei pe card cu care să-și poată cumpăra alimente. Am avut în 2023 8.701 beneficiari înregistrați. În 2024 am alocat și am majorat bugetul local de la 4 milioane la 6 milioane de lei. Domnul Mocan este aici, crește și valoarea? Acum, practic, este pentru 200 de lei? 200 cu 200, este în momentul de față. Și de ce ați crescut alocat? Numărul de solicitații este mai mare. Deci, de aceea. Deci, acum este, probabil că va fi în jur de 10.000 conform așteptărilor și înregistrărilor venite. E un proiect pe care, repet, îl felicit pe domnul Mocanu că nu uită că în acest oraș avem nevoie de toată lumea să fie sprijinită pentru a putea să facă față la provocările pe care viața le are. Am amintit de acest proiect de 7 milioane de euro de panouri fotovoltaice pe 5 hectare, care va fi depus pentru fonduri europene pe Valea Chintăului. Încă o dată apreciez efortul și implicarea tuturor colegilor. Îl avem pe ordinea de zi de astăzi și aștept dezbaterea și votul dumneavoastră. Cam acestea ar fi foarte pe scurt cele mai importante lucruri pe care am vrut să vi le transmit. Alte lucruri, dacă va fi nevoie, evident, eu și colegul meu, Dan Tarce, vă vom sta la dispoziție pe parcursul ședinței pentru a vă preciza. Vestea bună este că Spitalul Regional de Urgență nu numai că are prima licitație făcută, a doua în curs, are și contractul de finanțare semnat, o investiție majoră a Clujului, pe care știți că cu toții am susținut-o, de la alocarea terenului de 7 hectare până la pregătirea soluției financiare și așteptăm săptămâna viitoare rezultatul licitației la Centura Metropolitană Tronsonul 2. Lucrările de asemenea la metro sunt în pregătire, astfel încât să se înceapă cu partea de organizare de șantier și cu implementarea propriu-zisă a proiectului. Conectarea Clujului la autostradă merge foarte bine. Termenul este februarie 2025, dar sunt toate șansele să se termine mai repede de acel moment. De asemenea, au început lucrările la modernizarea căii ferate Cluj-Oradea, au investiții de peste 1,2 miliarde de euro și pregătim, așa cum am spus, finalizarea documentației, care nu este ușoară pentru trenul metropolitan, odată cu deschiderea colului de proiecte, să putem depune și acest proiect pentru fonduri europene, pentru a asigura evoluția Clujului la nivelul anilor 2030-2050. Vă mulțumesc, o zi bună tuturor și vă stau la dispoziție pe parcursul ședinței pentru eventuale întrebări și completări. O zi bună! Vă mulțumesc, domnule primar. Stimați colegi, o să vă rog să-mi comunicați dacă sunt puncte pe ordinea de zi la care nu participați la vot și la dezbatere. Vă rog, domnule Constantea. Punctul 23. Nu particip la vot și la dezbatere. 23. Poplor Redana, la punctul numărul 13. Nu particip la vot și la dezbatere. Mătușan Vladimir, punctul 13, 31, 46... Mătușan, vă rog, pe rând ca să le pot și nota. Deci 13... 31... 31... 46C și D. 46C și D, da? În regulă, mulțumesc. Beniamin Hira, nu particip la dezbatere și la vot la punctul 46E. 46E. În regulă, vă rog, doamnă consilier. Alexandra Oane, nu particip la proiectul 45.
45. Altcineva? Vreau să anunț și eu că nu voi participa la vot și la dezbatere la punctul 45. La acest punct voi da cuvântul domnului Florian, care este și decanul de vârstă din Consiliul Local. Punctul 1, pe ordinea de zi, vorumul de ședință este de 23, Comisia 2. Comisia Juridică, aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de Sănătate, aviz favorabil. Vă rog, domnule consilier. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori, nu știu dacă este cineva, un reprezentant de la Poliția Locală, raportat la veșnica discuție cu acest raport standard. Pe lângă asta am văzut că sunt raportate o serie de infracțiuni și fenomene infracționale în creștere și vreau să știu, pe lângă ce s-a făcut în 2023, ce își propune pentru anul 2024 să facă Poliția Locală pentru a duce aceste creșteri, pentru a le diminua. De exemplu, se menționează cu privire la faptul că s-au făcut în 2023 13 razii, 145 de acțiuni efective mărite, fiind descoperite în flagrant 166 de infracțiuni, dar în ciuda acestor eforturi ale poliției locale, tot nu s-a putut stopa sau diminua fenomenul infracțional, drept pentru care acesta este în creștere, inclusiv contra persoanei, infracțiuni contra persoanei, dar și contra patrimoniului acestora. Vă rog, doamna consilier. Mulțumesc foarte mult. Am atras atenția și în trecut și vreau să fac încă o dată și acum asupra faptului că aceste rapoarte pe care le vedem ar putea să fie mai bine scrise, astfel încât să vedem cum și care sunt acțiunile specifice pentru a rezolva o anumită problemă. Ele, în momentul de față, sunt doar o înșiruire, practic, de date, care arată, într-adevăr, ce s-a făcut, dar fără efecte. Și susțin și eu ceea ce a spus colegul meu, domnul Mătușan, se pare că infracționalitatea la Cluj este în creștere și vedem asta la numărul de sesizări care este mai mare. Nu m-am oprit aici, m-am dus să mă uit și la cifre, pentru că dacă, într-adevăr, numărul de persoane în municipiu și în zona metropolitană crește, putea să vezi că există o corelare. Și mergem aici mai departe și o să spun că nu o să iau strict numai datele de la municipiul Cluj-Napoca, unde la ultimul recensământ pare că am scăzut cu 40.000 de oameni sau aproximativ 37.979, ci mă uit la zona metropolitană, unde într-adevăr este o creștere, de creștere este doar de 7.000 de persoane. Și atunci întrebarea mea este, dacă numărul de sesizări a crescut cu 1.000 la 7.000 de persoane, înseamnă că acțiunile pe care le-am luat până acum sunt insuficiente și că infracționalitatea la Cluj-Napoca este cu adevărat în creștere, înseamnă că măsurile care s-au luat până acum sunt insuficiente și nu sunt targetate pentru a reduce o anumită problemă. Și asta este argumentul pe care am venit și în trecut în Consiliul Local și revin și acum. Mi-aș dori ca anul viitor să vedem exact acest lucru. Am avut un număr de sesizări pe tema asta de 7.000, ne propunem ca pentru anul viitor să ajungem la 5.000. De ce? Pentru că facem foarte multă prevenție. Ce apreciez însă la acest raport față de celălalt este faptul că am văzut că s-a insistat într-adevăr pe zona de educare atât a cadrelor de management cât și a celor care activează. Susțin această acțiune foarte, foarte mult, pentru că cu cât suntem mai educați și mai trăinuiți, cu atâta vom avea rezultate mai bune, însă aș vrea să fie corelate, așa cum spuneam, cu un plan foarte clar de reducere a infracționalității și cu mai multe măsuri de prevenție. Nu poți să spui că prevenția este doar faptul că ești pe stradă. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, domnule primar. Foarte pe scurt, fără să spun că nu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, întotdeauna e loc de mai bine și asta știm cu toții din viață, din muncă, din peste tot, știm asta. Că întotdeauna se poate mai bine, locul ideal și fericit e probabil numai rai, unde, sigur, numai îngerii sunt pe lângă noi și nu ne va deranja nimeni niciodată. Ca de obicei, vreau să felicit Poliția Locală din două motive. În primul rând, pentru că colaborează cu celălalt sau cu celelalte ecosisteme de ordine și siguranță publică din oraș. Știți bine, nu numai Poliția Locală se ocupă, ea nici măcar nu se ocupă de infracțiuni, ca să fim bineînțeleși. Poliția Locală nu are în competență infracțiuni, ca să stabilim ordinea de
vorbă sau de lucruri pe care le discutăm. Infracțiunile sunt în competența altor autorități. Dar, prin faptul că acest ecosistem de profesioniști format din poliția locală, poliția municipiului, poliția județeană, jandarmerie, gruparea mobilă de jandarmi, celelalte structuri de inteligență, de ordine și siguranță publică, formate din profesioniști adevărați, care întotdeauna au pus interesul public și au fost lăsați să-și facă treaba în acest oraș, acest lucru, repet, fără a sublinea că este raiul pe pământ, fără a sublinea că nu mai e nimic de îmbunătățit, fără a sublinea, nu spune că mai pot fi lucruri extrem de multe de îmbunătățit. Totuși, suntem cel mai sigur oraș din România. Totuși, suntem în primele 10 orașe din Uniunea Europeană în materie de siguranță. Cât poate fi sigur omul pe pământ? Cam asta e viața, pe pământ nicăieri niciodată nu e sigur. Când ai ieșit din casă, poate să scadă un balcon sau poate să scadă un asteroid, nu? Depinde de șansa pe care ajungi în ce loc al planetei te afli. Dar cât se poate pe pământ trăi în siguranță, colegii aceștia de la Cluj, unde subliniez importanța participării în ecosistema poliției locale, a colaborării, pentru că știți bine, vă tot auziți vorbind de eco și nu ego. Cu ego se scufundă un oraș. Cu participare și colaborare crește și se dezvoltă. Este această atitudine aici la noi, în primărie, în general, de colaborare cu celelalte autorități, este regăsită și în acest domeniu al ordinii și siguranței publice. Eu rămân la părerea că performanța unui sistem de ordine publică nu trebuie să măsoare numărul de arestări sau numărul de amenzi. Se trebuie să numere în siguranța pe care cetățeanul o simte pe stradă, în capacitate de prevenție ca lucrurile să se întâmple. Întotdeauna vor fi persoane certate cu legea în lumea asta. Nu veți găsi locul ideal pe pământ unde să nu fie nicio persoană certată cu legea. Important ca acelea să fie ținute sub control și să nu se pună în pericol viața oamenilor și proprietatea. Pentru că, până la urmă, viața și proprietatea sunt cele mai sfinte drepturi pe care ființa umană le are pe pământ. Iar din tot ce poate fi făcut, din tot ce avem, această activitate trebuie subliniată și este o reușită și pentru asta, repet, eu le mulțumesc. Am participat la ședința de bilanț unde am spus lucruri mult mai tăioase și mai apăsate. Cu prea lucruri, așa cum spuneți dumneavoastră, că trebuie îmbunătățite și care trebuie văzute. De la principiu potrivit căruia nimeni în acest oraș nu este mai presus de lege și ar trebui să fie o lege sfântă. Că în orașul ăsta, oricine, de la primar până la șeful poliției și de la șeful prefecturii până la cei mai importanți oameni de afaceri, toți sunt egali în fața legii. Nimeni nu are privilegii în acest oraș. Pentru că dacă începem ora exactă de aici, toate lucrurile se așează în ordinea firească. Nimeni nu este jupânul orașului, nimeni aici decât legea. Și aici trebuie să înțeleagă și cel care este în stradă, polițistul local, și cel care merge la control urbanist, și cel care merge la control de mediu, și cel care merge în alte părți să controleze activitățile din oraș, ca să mai vorbim de infracțiuni și criminalitate care este competența altor autorități ale statului. Asta e prima lege a orei exacte. Și avantajul acestui oraș este că nu are jupâneli, nu are persoane intangibile declarate formal sau informal, ci toți sunt egali în fața legii. Și asta trebuie menținut cu orice preț. Subordonarea față de interesul public și tratament egal la toți cei care sunt în acest oraș. Și semnalul trebuie dat de la cele mai înalte nivele. De la cei care reprezentăm temporar structurile administrative sau politice, până la cei care își fac treaba. Dacă profesioniștii după aceea când au nicio presiune deasupra lor, nu își fac treaba, e problema lor. Treaba noastră este să nu facem presiune asupra lor. Și să nu simte vreodată că au vreo presiune politică sau de altă natură. Iar de asta vă asigur, cât timp voi fi pe această poziție, nimeni niciodată nu va simți o presiune ca să nu-și facă treaba în conformitate cu legea. Și-au făcut-o, și-o fac și o vor face în continuare, cât timp, repet, voi avea un cuvânt de spus în acest lucru. Deci de aceea le-am recomandat tuturor, stați cu urechea deschisă, ascultați ce spun și consilierii locali, ce spune și lumea în parc, ce spune lumea și pe stradă, uitați-vă la camerele video pe care le aveți în oraș și vedeți ce se întâmplă în oraș. Luați decizii profesioniste, vă sprijin administrativ cu toate măsurile necesare, vă sprijin cu nivel guvernamental pentru promovarea inițiativelor dacă este nevoie, faceți-vă datoria pentru că aveți această libertate, repet, profesională, să dați tot ce mai bun din voi în materie profesională și consider că îi putem sprijini. De aceea, vă asigur că orice voce pe care o aveți este auzită, ea este prelucrată, înțeleasă și cu bună credință dusă mai departe, pentru a construi în continuare cel mai bun, repet, nu vă promit raiul pe pământ, că nu există, dar să avem cel mai bun ecosistem de ordine și siguranță publică în acest oraș posibil, pentru cei care ne-au trimis aici temporar să ne reprezentăm interesele.
Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule consilier, vă propun să-l ascultăm pe domnul Bonțidean, după care vă dau cuvântul. Vă rog, domnule Bonțidean, microfonul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea astăzi să prezint evaluarea poliției locale pentru anul 2023. Așa cum spunea și doamna consilier, legat de activitățile pe care poliția locală le-a desfășurat în anul 2023, ne-am axat în special pe prevenție. Și așa cum bine amintea domnul primar, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii publice, am acționat și acționăm permanent. Orașul este în dezvoltare și atât timp cât orașul este în dezvoltare, atrage. Și atrage nu numai oameni din domeniul intelectual, atrage și infractori, atrage și cerșetori, atrage și persoane fără adăpost. Și așa cum ați putut să constatați din material, am avut aproape 600 de cerșetori depistați în anul trecut pe raza municipiului Cluj-Napoca, aproape 300 de persoane fără adăpost și nu numai, pentru că activitățile au fost mult mai complexe. Aș putea să vă pun, sigur, în particular oricui dintre dumneavoastră, în detaliu toate activitățile, pentru că ceea ce spuneați dumneavoastră și nu este regăsit în acest material, avem aceste date și avem posibilitatea să vi le punem la dispoziție oricând doriți dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc pentru suportul pe care l-am avut din partea dumneavoastră în anul trecut, pentru că în nenumărate situații ne-am întâlnit și am discutat probleme legate de siguranța în municipiu. Colegii mei, împreună cu celelalte structuri de ordine și siguranță publică și în acest an și-au făcut planul și temele, avem obiective propuse și sperăm să ținem trendul în continuare, pentru că nu este ușor și vă spun acest lucru din experiența mea de peste 40 de ani în structurile de ordine și siguranță publică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă rog, doamna consilier. Mulțumesc foarte mult. Suntem un susținător, așa cum a spus și dumneavoastră, și am lucrat și în trecut pe probleme punctuale. Tocmai pentru că interesul nostru este acela ca al tuturor celor de la masă. Să avem un oraș sigur în care, în primul rând, noi suntem în siguranță și cetățenii pe care îi reprezentăm. De aceea fac și aceste sugestii aici. Spuneați, domnule primar, și nu o să contest asta, că siguranța într-un oraș este dată și de modul în care te simți. Și vă spun acum că noi, grupul USR, susținem să existe un audit anual, dacă se poate, poate chiar și de două ori pe an, la nivel de Cluj-Napoca, care să măsoare acest lucru diferențiat. Pentru că, din păcate, în bulele în care fac eu parte, al părinților, aud acum mult mai multe temeri legate de consumul de droguri în școli decât erau acum 2-3 ani și am norocul de a avea doi copii de vârste diferite și observ acest trend. De asemenea, în grupul studenților, mai ales studentelor cărora le predau, aud foarte multe îngrijorări legate de siguranța în oraș și s-ar putea să vedem că această senzație de siguranță este simțită diferit de anumite categorii diferite de persoane, cum ar fi părinți, femei, bărbați, în momentul de față și la vârste diferite. În momentul de față nu avem acces la aceste date, dacă există vă solicităm să ni le prezentați, noi nu le-am văzut și consider că va fi în beneficiu tuturor să facem astfel de evaluări pe care să le targetăm pentru a veni ulterior cu propunerile și soluțiile potrivite. De ce zic asta? Pentru că, așa cum am mai spus și noi, suntem un mare susținător al celor care lucrează pentru a fi siguri în acest oraș. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, domnule consilier. Dacă îmi permiteți, pe lângă pledoaria frumoasă pe care a avut-o domnul primar și domnul director Bonțidean, eu aș vrea concret o promisiune de la domnul director Bonțidean cu privire la faptul ca în anul 2024 să trimită mai multe echipaje ale poliției locale în fața liceelor, așa cum spunea colega mea, pentru a descuraja traficul și consumul de substanțe psihotrope sau de droguri. Aș vrea mai multe patrule de poliție în cartiere, poliție locală, în cartiere pe timp de noapte și asta vă spun din propriile mele constatări, când vin de la procese seara târziu prin oraș, nu prea am văzut poliția locală patrulând. Asta ca și acțiuni de prevenție și aș vrea pe viitor ca în acest raport, chiar dacă este standard și tot am discutat, se poate adăuga în plus efectiv ce se propune din partea poliției locale pentru a descuraja fenomenul infracțional sau alte tipuri de contravenții de pe raza municipiului Cluj-Napoca, fără a subliniez
trece cu vederea sau minimiza activitatea de până acum a poliției locale, ci doar cu scopul de a o îmbunătăți. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog, doamna consilier. Aș vrea să intervin și eu la acest punct și insist din nou, așa cum a menționat și colega mea de la USR, de fapt este o înșiruire, este un raport, nu este o evaluare. Pentru a avea o evaluare punctuală asupra activității poliției locale, poate nu trebuie să mergem așa de departe să fie făcută de un audit. Este suficient să se instituie o comisie de specialitate în cadrul primăriei, care, pe baza rapoartelor primite de la poliția locală, să facă o evaluare pragmatică a activității poliției locale, care să ne fie pusă la dispoziție un pic mai repede, să avem timp să o studiem, pentru că mi se pare cam pe repede înainte puțin. Mulțumesc. Vă rog, domnule Moțilian. Dar aș vrea să răspund mai întâi doamnei consilier. Să știți că săptămânal se face o evaluare a tot ceea ce se întâmplă pe linia infracțională și contravențională în municipiul Cluj-Napoca. Și nu o face doar poliția locală. Avem o echipă care face acest lucru, care este compusă din poliție, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, cei de la Agenția Națională Antidrog, inclusiv Direcția de Asistență Socială. Toți participăm și în fiecare săptămână ne întâlnim și analizăm toate aceste lucruri cu prioritate pe zona școlilor. Poliția locală are repartizate în municipiul Cluj-Napoca un număr de 28 de școli. Noi nu putem avea mai multe școli în supraveghere pentru că nu avem efective. Atâta ne permite legea la ora aceasta. Un polițist la 1000 de locuitori. Dacă vom reuși să aducem legea nouă în Parlament și să fie votată, sigur că da, lucrurile se vor schimba. Dar la cele 28 de școli pe care noi le avem în competență, nu am avut probleme deosebite. Avem la fiecare școală și la celelalte, avem polițiști sau jandarmi. Deci în fiecare zi, la intrare și la ieșirea elevilor de la cursuri, chiar dacă nu stau în fața școlii, dar ele sunt asigurate de aceste structuri de ordine și siguranță publică. Cam atât. Bun, mulțumesc. Vreau să îl mai rog pe domnul Bonțidean. Așa cum primim buletine informative de la diferite servicii, fapt pentru care vreau să-l felicit de toată activitatea și modul în care administrează Direcția de Asistență Socială pe domnul director, eu cred că și dumneavoastră, așa cum vă faceți treaba săptămânal și vă faceți acele rapoarte de lucru, puteți să vă faceți niște buletine informative și trimiteți 27 de mail-uri cu aceste rapoarte către noi ca și consilieri locali. Mulțumesc! Mulțumesc. Supun la vot punctul numărul. Vă rog, doamnă consilier. O singură intervenție foarte scurtă. Faptul că suntem în fața școlilor, dar un astfel de fenomen cum e cel al drogului este în creștere și asta am afirmat-o toți și am fost la foarte multe evenimente în ultimul timp, arată faptul că nu este suficient și că trebuie să căutăm și alte măsuri. Asta este ceea ce spuneam inițial. Și asta e doar un exemplu. Nu trebuie neapărat să mergem să fim acolo, ci trebuie să tratăm problema. Aia înseamnă că dacă vedem că faptul că suntem acolo nu este suficient, lucrăm și cu alte organizații și așa mai departe să găsim soluții, poate chiar și cu comunitatea. Dar asta doar așa scurt ca o paranteză. Mulțumesc! Mulțumesc! Supun la vot punctul numărul 1. Voturi. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Domnule președinte, îmi cer scuze. La punctul 27 nu particip la vot și la dezbatere. Mulțumesc! Covaliu Bogdan. Punctul 46A, Comisia 2. Comisia juridică a luat act de informare, respectiv de evaluarea activității Direcției Generale a Poliției Locale. Comisia 5. Comisia de Sănătate a luat act de evaluarea activității Direcției Generale a Poliției Locale. Am luat act, nu mai este necesar vot.
Proiect de hotărâre numărul 2, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 6. Comisia 6 aviz favorabil. Vă rog, domnule consilier. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, domnule director. Am văzut că în ultimul timp Clujul se confruntă cu provocări majore la trafic și acestea se vor accentua odată cu pornirea lucrărilor la metrou. Acestea vor testa la maxim capacitatea de adaptare a CTP la noile condiții. Aș vrea să-l întreb pe domnul director referitor la buget și la rezultatele din anul precedent. Care este stadiul abonamentelor la CTP? Avem în anul 2022, conform datelor pe care dânsul mi le-a pus la dispoziție, cam doar 14% din abonamente făcute de cetățeni, majoritatea fiind pentru seniori, studenți și elevi. Care este stadiul la zi pentru anul curent al acestora și, evident, care ar fi stadiul proiectelor de digitalizare pe care CTP le are în implementare? Am votat în Consiliul Local 2 proiecte pentru informatizarea CTP prin PNRR. Mulțumesc, vă rog, domnule director. Microfonul și... Bună ziua, Cosmin Hârdeu, director economic. Legat de întrebarea domnului consilier cu abonamentele, aș menționa că în marea majoritate a lor studenții, elevii, pensionarii care au avut, persoanele cu dizabilități care au avut abonamente în cursul anului 2023, abonamente lunare, și-au reîncărcat abonamentele și pentru anul 2024. Diferența între aceste categorii, și pe aia vorbesc un pic și de cele integrale, ar fi că în cadrul abonamentelor pentru elevi, știți bine, au fost acele schimbări legislative, se face decontarea de către UAT-ul pe raza căruia este școala și aceste abonamente se încarcă pe un an universitar, astfel încât marele avantaj pentru elevi este că nu trebuie să meargă lună de lună să-și ridice aceste abonamente. Creșterea mobilității este foarte mare. În schimb, la studenți, în urma discuțiilor avute cu universitățile, s-au încheiat 3 protocoale de colaborare, Universitatea Babeș-Bolea, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină și Farmacie. Studenții trebuie să vină lunar să-și încarce aceste titluri. Apar probleme uneori și ei sunt un pic deranjați. Anul trecut am avut și încărcare trimestrială. Noi am încercat în discuțiile avute cu universitățile să mărim acest grad de mobilitate, să trecem la încărcare trimestrială, dacă se poate și semestrială, dar aceste decizii stau la senatele universităților. Pentru persoanele cu dizabilități și pentru pensionari, la fel abonamentul se încarcă începând din luna octombrie-noiembrie anului trecut, luna ianuarie-februarie anului curent, pe un an de zile, iarăși ca să avem o mobilitate cât mai bună pentru ei. Deci elevii an școlar, încărcare odată, dizabilități, pensionari, an cursiv odată. În rest, la abonamentele integrale s-a observat de-a lungul timpului o mutare a clienților noștri stabili, cei care și-au abonamente, îi considerăm clienți stabili, de la abonament pe o linie, pe două linii, la abonamentele de 60 de călătorii sau 120 de călătorii. Este clar că și-au dat seama că le pot folosi diversificat, le pot folosi într-o zi sau într-un weekend chiar 10-12 călătorii, sau dacă sunt plecați din Cluj, acestea rămân în cursul lunii. Cam asta ar fi legat de abonamente și bilete. La partea de digitalizare, nu mi-ați răspuns, proiectele prin PNRR. Da, deci aici avem 3 proiecte. Este un proiect prin PNRR, deci achiziția online a legitimației de călătorie. Este un proiect la nivel de 250.000 de lei și este din fonduri PNRR. Este în curs de desfășurare. Avem o ofertă să vedem ce se va întâmpla. Licitația se desfășoară, de fapt, într-o echipă mixtă, primărie CTP. Al doilea proiect este cel de achiziția 20 de automate, de asemenea este în desfășurare, s-a depus ofertă, urmează să se finalizeze această licitație. Este vorba, aici este vorba de 20 de automate, valoarea proiectului fiind de 2.500.000
de lei, adică 500 de mii de euro pe românește. Al treilea proiect, tot din PNR, este cel achiziția a trei servere la valoare de 350 de mii de lei. El se referă la niște servere de mare capacitate, serverele care existent la ora actuală încep să dea să obosească și e nevoie de servere de capacitate mare. Și un al patrulea proiect este cel pe surse proprie de la companie și înseamnă achiziția încă 50 de panouri informative, proiect care sperăm noi să se finalizeze până în primăvara acestui an. Cam asta aș avea de spus. Și atunci când evaluați, domnul director, că clujenii nu vor mai sta la coadă la abonamente, se va putea folosi facilitatea online tot mai mult. Vă pot spune aici că depinde și de noi, dar depinde, sunt fonduri europene. Normal, după ce se finalizează licitația, vom depune toată documentația pentru finanțare și sperăm noi, adică încercăm să ne mișcăm cât mai repede cu putință. Acum, legat de coada de la anumite ghișe și în special pe zona centrală, interesant este, urmăresc această problemă pe care o ridicați, domnul consilier, noi avem 18 puncte de distribuție a abonamentelor, nu numai pentru studenți, ci pentru alte categorii în oraș. Este ciudat, aglomerația se produce numai în zona centrală. Am avut o discuție chiar cu studenții și am întrebat de ce nu este coadă în observatorul, unde de altfel le au căminere. Nu, aici le place, eu mi-am răspuns, știți, noi aici socializăm, e problema noastră, nu e problema dumneavoastră. Coada însă și anumite cozi în anumite perioade ale lunii se întâmplă și din cauza că suntem puși în situația de către universități, de studenții de a-și reîncărca lunar aceste abonamente. Spun încă o dată, legea privind gratuitățile la studenți, că aici numai la studenți este problema, la elevi problema este rezolvată, este și din cauza acestor protocoale pe care universitățile n-au acceptat decât să fie, cum să zic, reînnoite sau reavizate lunar. Și asta duce la aceste situații neplăcute. Avem situații în care, cu una din universități, acum n-aș vrea să-i dau un numele, în care studenții sunt obligați să vină să plătească la ghișeu, să iau o chitanță, cu care chitanță să duc la ghișeul universității. Situații neplăcute. Însă, în principal, cu marile universități, cu cel mai mulți studenți, să spun așa ca număr, mă refer aici la UBB, mă refer la Universitatea Tehnică în final și la Universitatea de medicină și farmacie, s-au încheiat aceste protocole, repet, cu condiția ca ele lunar să fie revăzute și reavizate de către direcția economică a acestor universități. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă rog, doamnă consilier. Profit de faptul că este domnul director Neag. Vreau să vă spun că în noiembrie anul trecut, 2023, un grup de cetățeni va înaintat o petiție 555 din 20.11.2023, prin care vă solicitau crearea unei noi linii de transport în comun pentru zona Dâmburotund, pe traseul Mihai Viteazu, Horia, Piața Gării, strada Giordano Bruno, strada Spicului, strada Gheorghe Sion. Da, vreau să vă spun că, numai puțin vă rog să termin, da. Vreau să vă spun că ați răspuns acestei petiții printr-un angajament și o promisiune că în perioada imediat următoare, respectiv în luna ianuarie 2024, va începe implementarea noii linii de transport care să facă legătura între cartierul Dâmbu Rotund și zona centrală a Clujului. Există un document scris din partea dumneavoastră, suntem în luna martie. Vreau să vă întreb cum stăm cu acest angajament pe care dumneavoastră, ca și regie, l-ați făcut în numele nostru. Comunitatea așteaptă un răspuns și cred că ar trebui să le dați un răspuns pertinent. Mulțumesc. Este în curs de finalizare proiectul și se va pune în funcțiune această nouă linie în luna martie. În luna martie. Mulțumesc. Suntem deja în martie. Da, deci pe de asta am spus, în această lună. Deci în această lună, da? Da, da. Cu semne, cu tot ce trebuie, da? Marcaje. Deja stațiile s-au și plantat și urmează. Știți, încercăm să facem o prioritate. Am avut o presiune foarte mare în această săptămână, la începutul săptămânii, am deschis o nouă linie metropolitană pe Sevădisla, așa acolo au fost probleme mult mai multe.
E o problemă mai grea de implementat, e vorba de niște comunități care sunt dispersate. Dar, repet, asta nu e o scuză, în cursul lunii martie această nouă linie va fi pusă în funcțiune. Da, această nouă linie se numește cu subnumărul... Linia 56. Linia 56. Bine, domnul director, mulțumesc frumos. Multă plăcere. Mulțumesc. Eu profit de prezența domnului director pentru a adăuga încă două solicitări. Una este legată de... turiștii care vin în Cluj-Napoca și care nu vorbesc limba română, circul cu transportul în comun și vreau să și laud anumite aspecte legate de acestea. Este chiar curat, pentru mine este mai eficient, ajung mai repede cu autobuzul până în centru decât cu mașina personală și vreau să spun asta pentru clujenii care se uită în momentul de față la noi că este și merită folosit acest mijloc de transport nepoluant până la urmă. Însă am fost pus în situația de a trebui să traduc unor turiști care nu vorbeau limba română, unde suntem, ce suntem, cum trebuie să plătească și așa mai departe, informațiile nefiind afișate și în limba engleză pentru aceștia și aș vrea să vă întreb dacă aveți în plan o astfel de implementare. Asta e unul, iar a doua solicitare pe care aș vrea să o fac este să ne comunicați dacă există un plan de schimbare a tuturor stațiilor vechi, Copertine și așa mai departe, pentru că în momentul de față, de exemplu, în fața facultății de științe economice s-a montat un nou paravan, mă rog, o nouă stație, nu știu exact cum se numește, poate mă puteți ajuta, însă s-a păstrat și cea veche, care este murdară și cavai de ea și lângă este cea nouă și este așa de ceva vreme. Adică aș vrea cumva să vedem că există un plan de schimbare a acestor stații și de adăugare acolo unde ele nu există, de exemplu pe Bulevardul Muncii, într-un mod în care ne asigurăm că în 5 ani de acum înainte există o coerență și vor exista doar cele noi. Și atunci am și bugetat banii pentru ca aceste modificări să se întâmple. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog, domnule director. Deci, în ce privește comunicarea și în altă limbă, deci vă pot spune că automatele, cele 61 de automate și la care se vor mai aduga încă 20, deci 81 de automate, vor fi pentru distribuția biletelor sau, mă rog, încărcarea cardurilor, sunt în 5 limbi. Deci, asta e un prim pas. Apoi, în ce privește comunicarea, că aici am înțeles că era mai multă întrebarea, vom încerca pe lângă afișajele din interior, din limba română, să punem și în limba engleză. Cred eu că e foarte greu în 5 limbi, dar măcar în 2 limbi și în special în limba de circulație internațională, vă asigur că încercăm în vara asta să ne adaptăm și acestor cerințe. Legat de stații, de module, aici este vorba de domeniul public. După cum ați văzut la prezentarea domnului primar, se modernizează infrastructura pe zona Vama Chinteului, deci în zona aceea, și odată cu dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii se mobilează și cu aceste stații. Este vorba de domeniul public, investițiile sunt ale primării, CTP-ul nu face decât să fie concesionate și, bineînțeles, să le întreținem curățenia, ca să spun, în exploatarea lor. Bun, eu, domnule Neag, la prima solicitare, aș vrea să găsiți o soluție, poate găsiți un cod QR care să fie pus în autobuz, în care să-l scaneze persoana care acolo poate să selecteze limba și are mai multe informații, pentru că să afișăm un autobuz, să spunem că este stația Bucium și în română și în engleză, este puțin ciudat, soluția, nu am văzut sigur. În alte părți, de aceea poate codul QR, cum să plătească, putea să găsim o soluție. Și putem utiliza acest sistem. Vă rog, discutați cu colegii care se ocupă de acest lucru. Vă rog, doamna Oana. Mulțumesc, domnule președinte. Tot așa vreau să profit de prezența domnului director Neag în ședință și să ridic o temă legată de linia Aeroport Express. Știți că am lăudat în trecut introducerea acestei linii. Din ce vedem în momentul de față, este subfolosită și mă întrebam dacă aveți un plan de promovare acestei linii. Am observat și am și lăudat public acele QR code-uri pe care le menționa domnul viceprimar mai devreme în autobuze făcând reclamă acestei linii, dar odată accesat QR code-ul, pagina care se deschide este tot așa în română. O idee ar fi să fie adăugat un meniu în engleză pentru cei care accesează QR code-ul, cum zicea colega mea, pentru mai mare accesibilitate, dar cred că ar fi necesar o campanie de provocare, de promovare mai extinsă acestei linii și mă întrebam dacă aveți în vedere așa ceva.
Suntem într-o continuă campanie de promovare a acestei linii, din păcate. I-am și schimbat orariul de comun acord cu cei de la aeroport, cu sosirea aeronavele. Am avut perioade când am monitorizat pas cu pas. Din păcate, vă pot spune ca observație generală, cele două mari parcări din zona aeroportului sunt full de automobile, ceea ce înseamnă că nu este prea multă dorință. La ora actuală sunt două linii de transport din zona aeroportului. Odată această linie specială din aeroport, care intră până, de fapt, are zona de plecare chiar de la sosiri, ca să spun așa, iar a doua linie, linia 5, care este din stația chiar la ieșirea din aeroport, și observăm cu regret că deocamdată solicitarea este foarte mică. Suntem într-o acțiune din nou cu aeroportul să încercăm să o promovăm nu numai într-un mod luminos și vocal și, cum spuneați dumneavoastră, cu un cod, să vedem în ce măsură. Însă, vă spun, speranțele sunt destul de scăzute. Eu am aici, n-aș vrea să dezamăgesc, dar asta este situația. Foarte mult, nu știu, poate că încă n-am ajuns suficient de bine să înțelegem oportunitatea și beneficiile pe care le poate aduce o asemenea linie. El este asigurată cu autobuze electrice, inepoluante, sunt autobuze noi, moderne, cu tot confortul, cu comunicare atât sonoră cât și luminoasă, cu plasme în care sunt promovate, apar și comunicate, atât în română cât și în engleză, dar nu cedăm. Aveți încă o singură întrebare, dacă se mai poate. Aveți în vedere extinderea ei către gară și autogară ca să asigure legătura între aceste porți? De mâine dimineața și extindu, dacă aș ști că ar fi succes. Din păcate, tot așa, monitorizând deplasările cetățenilor din aeroport, am constatat că nici pe linia 5 nu avem pasageri pe zona gării. Linia 5, care face legătura între aeroport și gară, are o încărcare bună până în zona centrală și cel mult pe strada Horea, după care fluxul de călători este aproape de zero spre gară. De asta vă spun, putem face orice adaptări. Un punct de vedere, repet, ce am constatat eu, foarte puțin din cetățenii care merg sau vin de la aeroport, apelează la linia asta. Foarte multă lume merge cu automobilul. Într-adevăr, sunt clujenii care, într-adevăr, ar fi o linie și o zonă bună pentru ei, aceste linii care fac legătura cu aeroportul, dar, din păcate, ceilalți și foarte multă lume, știți foarte bine, în zona aeroportului sunt, de fapt, din zona transilvană, ca să spun așa, cei care uzează aceste linii sau aceste linii din aeroportul clujean. Dar, repet, nu ne lăsăm, încercăm să o promovăm. Cred că, din păcate, sunt foarte puțini care vin, nu știu, dau exemplu, de la Bistrița cu trenul și după aceea să meargă cu avionul în altă parte. Și eu sunt unul din susținătorii acestei linii. Cred că trebuie să facem efort în continuare, da, și să păstrăm încă această linie, pentru că, până la urmă, ține de fiecare dintre noi, de la această masă și nu numai, să promovăm transportul alternativ mașinii. Cred că trebuie să ne facem un obiectiv din asta fiecare, da, dintre noi, pentru că, într-adevăr, am reținut din observații, sunt câteva din ele care o să le luăm în analiză. De foarte multe ori ajungi mai repede cu autobusul, cu troleibusul, decât cu mașina personală. Câștigi timp, că nu mai trebuie să-ți cauți un loc de parcare, nu aglomerezi orașul și pur și simplu poți să te ocupi și de alte lucruri în cele 10 minute, 15 minute, nu știu, cât călătorești cu autobusul. Mulțumesc. Cred că, vă rog, domnule Boloveschi. Da, mulțumesc. Am și o întrebare, tot ce s-a mai ridicat și aici, legat de Vinerea Verde. Am văzut că pe unele autobuze chiar scrie pe Vinerea Verde, afișajul frontal. Vreau să vă întreb dacă Vinerea Verde se opresc taxatoarele și plata prin SMS. Deci, încă o dată mai și răspund încă o dată. Avem niște aplicații în care băncile cu care lucrăm nu ne permit această întrerupere a sistemului, creează mari dificultăți băncilor, dar am găsit această soluție și cred că e extraordinară. Scrie în exterior Vinere Verde, scrie în față Vinere Verde, anunț în interior luminos Vinere Verde. Și vocal Vinerea Verde. Și vocal, sau nu știu ce să mai zicem, să vă rugăm să nu uitați. Da, vă mulțumesc. Bun, mulțumesc pentru intervenții. Un scurt comentariu tehnic pentru partea de QR code și internaționalizare, traducere în mai multe limbi. Când se scanează un QR code, se deschide un link și browserele cam toate au opțiune să traducă automat în limba clientului, cum ar veni, și atunci e destul de ușor să îți găsești informația. Da. Nu toți sunt familiarizați cu browserele să modifice. Cred că în prima etapă, până când ajungem... Se înregistrează și nu se... Puțin.
Ok. Eu cred că se aude destul. Bun. Trebuie să audă și pe bandă, să rămână registrat pe bandă. Eu cred că orice element care aduce un plus aici, pentru confortul celui care folosește transportul public, este binevenit. Că folosim browserul, că vom folosi până când se familiarizează și o traducere suplimentară, nu știu, în altă limbă, cred că este binevenit orice fel de propunere în direcția asta, pentru că, până la urmă, vom beneficia toți de un trafic mai puțin aglomerat, de o poluare mai mică și de o utilizare mai eficientă a mijloacelor de transport. Propuneți în bunia ta că eu știu și tehnic ce înseamnă să treci de o limbă la multilingvism și o altă aplicație, practic, trec consiliul de la zero. Așa că, cred că, de asta domnule e consilier, puteți să vedem și efortul din spate. Știu că se cere, dar trebuie văzut și diferența. În regulă, mulțumesc. Vă rog. Depinde de aplicație. Acum, dacă a fost bine gândită de la început, diferența este de 3 minute. Lucrez și eu în domeniu și implementăm același lucru în o groază de limbi. Dar putem discuta asta după. Însă, ce aș vrea să vă spun este că tocmai am primit un mesaj, de fapt multe mesaje, de la un cetățean care ne urmărește, care spune că circulă exclusiv cu autobuzul și vă roagă frumos să verificați validatoarele din autobuz ca proces înainte de plecarea în cursă, pentru că în 80% din cazuri are probleme cu validarea abonamentului și trebuie să se plimbe prin autobuz pentru a găsi un validator funcțional. Mulțumesc! Mulțumesc pentru sesizare. Bun, le verificați și le corectați, le tratați ca atare, dar cred că este important să faceți aceste verificări anteriori plecării în cursă. Supun la vot punctul numărul 2. Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 3. Comisia 1. Comisia de buget, aviz favorabil. Comisia 6. Aviz favorabil. Vă rog, domnule consilier. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Aș avea o întrebare atât pentru dumneavoastră în calitate de viceprimar, că domnul primar Boc nu este în sală, și pentru domnul director de la RADP. Avem proiectul în derulare pentru dezafectarea rampei temporare de deșeuri de la Patarât, un proiect finanțat de vreo 12 milioane, atât din fonduri norvegiene, cât și din fonduri guvernamentale de la Ministerul Mediului. Sigur, proiectul este gestionat de primărie și va fi până la urmă predat spre implementare către RADP. Aveam inițial un termen până la 31 decembrie 2024 de curățare a rampei temporare de la Patarât și, fiind una dintre problemele spinoase ale Clujului, clujenii vor să știe când vom avea această rampă complet dezafectată, terenul ecologizat și care este tehnologia care se va folosi pentru ecologizare, pentru eliminarea acestor deșeuri, dacă este o tehnologie nepoluantă și eficientă. Da, mulțumesc pentru întrebare și pentru interes. Aș vrea să spun că termenul de 2024 a fost prelungit și suntem în termen, suntem în interiorul autorizației de mediu. Colegii mei de la Ecologie Urbană se ocupă de acest proiect și îl monitorizează cu atenție. Cred că o să avem o surpriză plăcută cât de rapid, astfel încât o să venim în fața Consiliului Local cu acest proiect. Mai multe detalii despre procedură, adică pot să vă asigur că este o procedură nepoluantă, pentru că tocmai de aceea a fost finanțată prin Ministerul Mediului și a fost avizată de către Agenția de Mediu și de către Garda de Mediu. Deci este o chestiune absolut nepoluantă și am ajuns la această concluzie să nu trebuiască să transportăm zeci de mii de tone dintr-o parte într-alta a orașului, să cheltuim niște bani și ele să fie redusă cantitatea acolo, în interiorul sitului, astfel încât cantitatea care rămâne să poată să fie mai ușor transportată. Domnul director Pantelimon, dacă aveți și alte detalii suplimentare, o să vă rog să le dați. Ca și prim răspuns este acela că proiectul de dezafectare a rampei era 2025 inițial și s-a extins în urma acestui accesări de fonduri pe care a făcut-o ATU în primăria Cluj la 2027. Termen care a fost acceptat de către Agenția de Mediu, pe de o parte, pe de altă parte, referitor la implementarea proiectului, în urma acordului care ni l-am dat noi, ca și deținător de teren, cu ATU respectiv, au început primele achiziții de utilaje și care au fost deja depozitate în interiorul rampei.
ormânci. Concret, domnul director, sunt 200.000 de deșeuri acolo, de tone de deșeuri. Da. Ați spus că începeți undeva în 2025 și termenul este 2027. Aveți capacitatea, prin utilajele achiziționate, să eliminați 200.000 de tone în 2 ani și jumătate? Deci am spus că termenul inițial de dezafectare, cel care făcea referire la acum 6 ani sau 7 ani de durată de funcționare, a fost a rampei până în 2025. În urma accesării acestor fonduri, s-a extins din 2025-2027. Deci termenul când trebuie să fie toate deșeurile să fie transformate energetic, aceasta este transformarea care în urma cărora se dezafectează, deci nu vor fi duse la cămid ca să umplem groapa, ci vor fi transformate energetic în cuptoarele de ciment alături de gaz, deci scade cantitatea de gaz consumată în aceste cuptoare. O parte din utilaje au venit deja, urmând ca în următoarele săptămâni să vină și restul de utilaje. Ca și procedură, mai este procedura prin care nouă să ni se încredințeze sau altcuiva operarea rampei. Deci, domnule viceprimar, putem avea garanția că până în 2027 toate cele 200.000 de tone vor fi transformate energetic și zona ecologizată? Așa cum arată astăzi situația, da, putem avea această perspectivă ca până în 2027 să avem finalizate toate aceste proceduri. Suntem în grafic și acest proiect al nostru a avut cel mai mare punctaj. Au fost 6 proiecte în evaluare și acest proiect a avut cel mai mare punctaj dintre toate proiectele, astfel încât a fost considerat cel mai bun proiect de acest fel din țară. Acum urmează să-l și implementăm ca atare în teren. Pași au fost făcut, anumite licitații deja au fost încheiate, anumite utilaje au venit, mai urmează să fie făcut și următorul pas. Vă rog, doamnă consilier. Dacă ne poate da mai multe detalii legate de acest proiect, legat de tehnologia care va fi folosită, vă rugăm frumos. Deci, în sine, prima operație care trebuie făcută este aceea de a se lua din depozit cu utilajele care o parte sunt a se lua deșeul din depozit și a se pune în tocător. Deci este o mărunțire a deșeurilor și după aceea trecerea printr-o sită. Așa zis, a prelucrare mecanică. Aceasta este prelucrarea mecanică. Partea de încărcare se face de către utilajul care deja a ajuns la noi în curte și sita a ajuns la noi în curte. În urma sortării rezultă o parte din deșeu care ar trebui să se folosească pentru zona de care să meargă către Alești, partea de organic care să-l transformăm în compost și dacă mai rezultă deșeuri care nu pot fi folosite în niciuna din situații, acestea ar trebui să meargă către CMID. Datorită faptului că aceste deșeuri au stat mult timp în rampă, mai ales că este partea de jos a rampei, chiar plasticurile s-au degradat și din folie deja sunt bucățele așa mărunte de folie, dar nu mai sunt bucăți mari sau... Deci totul este mărunțit, practic. Dar preventiv, noi avem tocătorul care l-am folosit noi înainte, deci avem toate utilajele astfel încât să avem o procedură mult mai completă de transformare de prelucrare mecanică decât am avut-o înainte când primeam deșeurile din județ, deșeuri care erau contaminate și erau cu levigat, fiind contaminate cu levigat, cu parte organică, nu se puteau refolosi după aceea pentru a le duce către zona de recuperare. Deci intrau în zona ori transformare energetică, ori în zona CMID-ului. Să înțeleg că, în final, aceste deșeuri ajung printr-o procedură de piroliză să fie distruse și transformate în energie sau cum? Că... Nu. Deci instalații de piroliză pe platforma noastră nu mai există. Deci nu mai există în nu acest mai moment. Există. Au fost firma care le-a cumpărat, a intrat în insolvență. Dar le-a cumpărat împreună cu dumneavoastră. Ați avut o asociere în participațiune, nu? Nu. Sub nicio formă. Noi am pus numai la dispoziție accesul la utilități și platforma. Restul nu am pus niciun leu. Totul a fost cumpărat de către două persoane private care s-au asociat și au făcut firma. Și au luat un credit de 7 milioane de euro de la CEC. Deci,
tot a fost pe firma privată. Au intrat în insolvență și executorul săptămânile trecute au vândut ultimele bucăți de metal de acolo. Și cu levigatul ce facem, domnul director? Da, deci depozitul în sine este dotat cu o instalație de osmoză, de prelucrare a levigatului, care atâta timp cât este un metru cub sau tonă, cum vreți să spunem, de deșeu pe platforma actuală, atâta timp va funcționa acea instalație de osmoză. Deci noi în situația în care sunt situații când plouă mai mult și nu știu ce și apare o cantitate mai mare de levigat, noi avem contract pentru a reloca la Târgu Mureș la o firmă care preia acest levigat. Ne costă în jur de 100.000 de lei pe lună acest levigat. Că nu totdeauna putem să prelucrăm tot. Adică să înțeleg că le exportați. Păi nu le exportăm, ne protejăm. Trebuie să facem ceva. Nu facem afacere. Vindem pe bani, adică vindem. Nu ne putem prelucra ce te depășește, îl ducem și să ne bucurăm că ne-au primit. Ne-au primit compania de apă de la adică noi plătim. Păi nu dumneavoastră, că plătește RADP-ul. Păi normal, tot noi suntem. Da, asociatul principal, cine e acolo? Bun, aș vrea să fac câteva mențiuni. Aș vrea să fac câteva mențiuni aici pentru a nu fi o confuzie. Discutăm de două sisteme de levigat. Unul a rampei vechi, care a fost gestionată de către Consiliul Județean și închisă de către Consiliul Județean, care a fost o componentă, și cea de două componente pentru rampa noastră temporară. Noi am făcut această stație de levigat, cred că de prin 2016-17, dacă nu greșesc, astfel încât să nu ajungă nici măcar un litru de levigat în altă parte. De asemenea, tot în perioada respectivă, am făcut și acele investiții în sistemele de colectare a gazului, astfel încât să nu se mai autoaprindă depozitul. Ați văzut că în ultimii ani nu am mai avut probleme cu incendiile de la rampa noastră, pentru că am colectat și am făcut aceste instalații de gaz, astfel încât să nu se autoaprindă. Deci, de-a lungul anilor, RADP a făcut aceste investiții în protejarea mediului și, tocmai de aceea, și avizul de la Agenția de Mediu a fost prelungit, pentru că îndeplinesc condițiile pentru a putea să funcționeze mai departe. Domnul viceprimar, aici este o problemă. Deci, modalitatea în care este, să zic, închisă această groapă cu aceste guri de aerisire pentru gaze, de fapt, din acea zonă am înțeles că provine acel miros faimos pe care noi îl simțim periodic. Nu are legătură acele guri de aerisire de la gaz, discutăm de gaz, nu discutăm de mir. Când se răscolește o groapă, sigur că pot să apară anumite situații. Știm de problema care a fost în anii trecuți, în perioada trecută, au fost lucruri clarificate, au fost monitorizate de către Agenția de Mediu și de către Garda de Mediu. Problemele de miros nu vin și n-au venit de la stația, de la rampa. Nu este o groapă, este o rampă temporară. Da. Este diferit de groapă care nu are cu o rampă temporară. Sunt două chestiuni diferite. Da, este ca o pungă cu niște aerisiri verticale numite coșuri de aerisire și de... că de fapt acel gunoi fermentează, da? Și prin fermentare se emit acele gaze care merg în natură. Bun, și întrebarea care e? De unde vin acele mirosuri? Faimoasele mirosuri care și acum două săptămâni din nou s-au simțit în Cluj și oamenii au reacționat. Pot să vă spun că în urma măsurătorilor care au fost făcute de-a lungul anilor de către agenție și de către gardă, au constatat că nu vin de la rampa RADP-ului. Asta vreau să clarific acest aspect. Sunt datele oficiale de la instituțiile care monitorizează acest element. Bun, vă rog, domnule consilier. Da, mulțumesc. Am două întrebări care poate mă pot lămuri domnul director sau domnule viceprimar. Unul legat de colectarea selectivă, deci să vorbim de deșeuri puțin mai aproape de cetățeni, adică la punctul gospodăresc de lângă bloc. Întrebarea este dacă ar fi posibil, din ce vedem în unele puncte sau în unele părți din oraș, nu se colectează selectiv, operatorul de salubritate zice că cetățenii nu colectează selectiv și aruncă amestecat. Cetățenii văd că operatorul le ridică. Deci este acest ping-pong între operator și cetățeni. Întrebarea specifică este dacă am putea noi ca primărie să instalăm clopote de acelea dedicate pentru... Deci în loc să avem tomberoane de acelea mari de o tonă, să avem clopote dedicate pentru plastic, sticlă,
metal, hârtie, pentru că acele clopote forțează cetățenii, deci din designul soluției, pe cei care vor să colecteze. Iară, nu toți cetățenii vor să colecteze, nu dedică timp, dar eu și mulți alți cunoscuți de-a mei ne chinuim, spălăm ambalajul de lapte, de ce-o fi, îl punem separat, îl ducem la tomberon, din păcate tomberoanele, chiar dacă sunt etichetate, nu se poate colecta selectiv. Și întrebarea ar fi, există acest sistem, există acele clopote, care sunt în unele zone din oraș, și dacă am putea să avem în toate zonele din oraș, pentru cetățenii care vor să colecteze selectiv. Cei care nu vor, să arunce amestecat și asta e. Dar asta ar fi o întrebare dacă ține de RADP, să lucreze cu operatorul sau... În primul rând, aș vrea să vă spun că nu, RADP nu are nicio atribuție aici. RADP-ul și-a terminat atribuțiile în ceea ce privește ceea ce privește gunoaiele menajere în momentul în care s-a deschis CMID-ul. El a închis, el a fost momentul în care a închis activitatea din acest punct de vedere. Toată această operațiune se desfășoară prin compania Supercom, care are această obligație. Avem montate până în acest moment 220 de clopote pentru colectare selectivă la nivelul municipiului. Vom mai pune și în alte zone, nu sunt puține 220, continuăm acest program și avem și acel program în care ați văzut că sunt câteva puncte gospodărești dedicate doar pentru colectarea selectivă. Adică sunt separate, sunt acelea cu cartelă în care te duci, se deschide cu cartelă și poți să spui acolo deșeurile care sunt selective. Deci vom continua și în aceste zone și în mai multe zone ale orașului, astfel încât cele patru recipiente care sunt la punctele gospodărești îngropate să rămână exclusiv pentru gunoiul menajer, dar este o procedură de durată și se va putea întâmpla imediat. Da, mulțumesc. Ridicasem această întrebare pentru că la un moment dat în Parcul Est, unde era baza RADP, erau acolo foarte multe clopote de reciclare care erau depozitate, dar am înțeles și mulțumesc de răspuns. Și întrebarea a doua, că iar verific dacă intră în atribuțiile RADP, este legat de garajele din cartiere. În cartiere mai sunt încă garaje de tablă, care sunt ruginite, dărâmate, făcute cu graffiti. Dacă RADP-ul are plan anul ăsta să mai curețe din ele și să amenajeze locurile de parcare, deoarece sunt puține locuri de parcare în cartiere și asta știm. Mulțumesc. Mulțumesc. Treaba RADP-ului este de a reamenaja zona, nu de desfințarea garajelor. De desfințarea garajelor se ocupă primăria, ne ocupăm noi, împreună cu colegii de la patrimoniu și de la parcări. Acolo mai intervin și cei de la juridic și cei de la fond funciar pentru a verifica situația terenurilor. Avem situații în care dintr-o platformă de garaje, de 50 de garaje, au rămas 4-5 garaje în picioare pentru că sunt niște topografice revendicate în proces sau retrocedate de pe care nu am putut să demolăm garajele. Procesul de desfințare a garajelor va continua și în anii următori, așa cum am menționat, până când le vom desfința pe toate. Tot ce a fost liber, să spun așa, de sarcini și a fost mai ușor, dacă pot să folosesc termenul ăsta, deja am implementat, acum au rămas terenurile cu probleme care necesită o procedură mai lungă de desfințare. RADP doar se ocupă de reamenajarea locurilor și odată cu reamenajarea locurilor, amenajăm și aleile din jurul blocului, amenajăm și punctul gospodăresc acolo unde este cazul și creăm infrastructura necesară pentru a putea să mergem mai departe. Deci vom continua această procedură și în anii următori, până când vom desfința toate garajele. Vă rog. Vreau să continui ce a început colegul. Profit de faptul că este doamna director Ardeuș aici, nu știu dacă este domnul director Bugnat de la parcări. Dacă nu, vă rugăm frumos să ne spuneți dumneavoastră, domnule viceprimar, pe anul 2024, dacă este bugetat demolarea, da? Și cosmetizarea acestor parcări unde vin aceste garaje și care este bugetul alocat? Bugetul este alocat atât pe investiții cât și pe reparații. Ați văzut în momentul în care a fost votat bugetul, nu este un buget alocat pentru garaje, strict doar pentru garaje, ci intră în acel coș mare și în funcție de proiectele care sunt mature, de acolo se fac tragerile succesive de bani. Deci sunt bani alocați acolo. În măsura în care vom identifica terenurile care pot să fie eligibile pentru a desfința garajele, să vă pot comunica și numărul de garaje și unde vor fi desfințate garajele. Deci nu știți în acest moment nici măcar zonele care vor... În fiecare cartier al orașului
orașului am desfințat garaje. Nu există cartier în care să nu fi desfințat garaje. Am început cu, așa cum v-am spus, cu platformele mari de garaje și cu terenurile care au fost, să spun așa, gata și au fost eligibile pentru a putea să mergem mai departe să trimitem somațiile. Bun, dar acest proiect este început de câțiva ani de zile. Deci aveți un plan pe termen lung. Deci identificarea ați făcut-o când ați început și lucrați în mod permanent să actualizați această situație. Mie să nu-mi spuneți astăzi, în luna martie, că nu știți ce faceți după 3 luni de la începerea anului 2024. Îmi pare rău. O verificare pentru o platformă de garaje poate să dureze și 4 luni, pentru că discutăm de un topografic sau de 100 de topografice care trebuie verificat fiecare dacă în primul rând nu este revindicat pe legea fondului funciar, pe legea 10. După asta ce l-ați făcut anul trecut, domnul primar. Nu, doamna consilier, domnul viceprimar. Le-am făcut în fiecare an. Iar în momentul în care am reușit să le identificăm și să le clarificăm, am dat drumul la desfințarea garajelor. Este un proces continuu, care nu începe odată și se termină. L-am făcut odată și se termină. Asta pentru fiecare este platformă de garaj se face această verificare. Bun, dar un bun gospodar își face din timp temele, nu? Am explicat că sunt mii de topografice și le-am etapizat. În funcție care au fost gata, am mers mai departe cu ele. Bun. Tot la acest punct vreau să-l întreb pe domnul director, de fapt discuția am deschis-o și în Comisia de Buget, legat de monitorizarea curățeniei în cimitirele din Cluj-Napoca. L-am rugat frumos să se pregătească pe această temă, știți că v-am întrebat, da? Și doi, vreau să vă mai întreb care este planul pe 2024 de împrospătarea spațiilor verzi în cartierele vechi ale Clujului, așa precum știți, sunt îmbătrânite, sunt foarte multe locuri distruse și nu vedem nimic nou. Facem parcuri noi, dar pe celelalte nu le întreținem. Mi-ați răspuns că se ocupă de acest lucru firma Eco Garden. Atunci o să vă rugăm frumos să găsiți puntea de comunicare cu noi și să ne răspundeți acestor solicitări. Bun, am notat, o să vă răspundem. Rea de pe nu are ce să vă spună, pentru că nu are în atribuții curățenia din cimitire și de pe spațiile verzi. Mi-a zis că da, se ocupă, mi-a spus că... Rea de pe ridică doar deșeurile care sunt colectate de pe spațiile verzi și sunt depozitate în locurile special amenajate. Rea de pe are obligația doar de a ridica aceste deșeuri, nu de a face curățenia efectivă în cimitir. Pentru această operațiune se ocupă o altă firmă cu care are primăria licitație și care este în contract. Bun, dar atunci să-mi spuneți primăria cum monitorizează această curățenie. Există o firmă? Bun. Da, monitorizarea se face săptămânal de către colegii mei în funcție de operațiunile care sunt făcute acolo. Sunt situații în care am constatat că firma nu își face așa cum trebuie datoria. Au fost aplicate și sancțiuni în această direcție. Avem și un program pentru anul acesta, pentru că situația și problemele încep în momentul în care începe iarba să crească, atunci sunt mai mari. Avem și un plan de acțiune pentru anul acesta, pentru a putea elimina neajunsurile pe care le-am avut în anii precedenți. Mulțumesc. Și la punctul 2, vă rog. Îmi răspundeți în scris? Punctul 2 era cel cu parcurile, la fel nu se ocupă RADP, se ocupă o altă companie. Deci îmi răspundeți dumneavoastră. Colegii mei o să vă răspundă la această întrebare. Nu are RADP obligații și atribuții centrale. De USR, că voiam alege și pe colegii de la PNL. Mulțumim! Mulțumesc! Supun la vot punctul numărul 4. ...22 de voturi pentru și o abținere. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 5, Comisia 1. Comisia de Buget a vis favorabil. Vă rog. Iar din partea grupurilor de consilieri PNL-UDMR, propunerea este ca domnul Florin Gliga să reprezinte interesele municipiului în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor la societatea Sala Polivalentă cu mandatul de a vota pentru. Vă rog. Grupul USR va propune pe doamna consilier local Adriana Cristian. Mulțumesc. Mulțumesc. Comisia 6. Aviz favorabil. Supun la vot mandatarea domnului Gliga Florin cu mandatul de pentru.
16 voturi pentru, 7 abțineri. Domnul Gliga a fost mandatat. Supun la vot proiectul numărul 5 cu mandatarea votată. Aș vrea să iau cuvântul la proiectul numărul 5. Ok, nu v-am văzut. Mâna vă rog, aveți cuvântul. Este aici, domnul director? Da, scuze. Așa. Am văzut că în anul 2023 aveți un profit de 2.369.000 de lei. Vă rog frumos să-mi spuneți din ce tipuri de activități ați realizat profitul, veniturile? Bună ziua! Bună ziua! Profitul sau veniturile? Că e o întrebare. Veniturile, scuze. Veniturile. Veniturile sălii polivalente vin din, în mare, vin din parcarea subterană, din închirierea spațiilor comerciale, din publicitate, din naming și din închirierea pentru evenimente sportive, artistice și târguri și alte tipuri de evenimente. La doi, vreau să vă întreb și care a fost gradul de ocupare a sălii în 2023? Gradul de ocupare în jur de 90% este în anul 2023, iar în 2024 dorim să păstrăm același grad de ocupare. Deci să vă mențineți la același. La 90%. Fără să aveți performanțe mai mari. Fluctuația pieții de evenimente este destul de mare. Noi ne dorim să menținem cel puțin acest grad de ocupare, dar având în vedere că evenimentele între ele necesită pregătire, iar sala necesită mentenanțe, reparații și alte investiții, cumva ne este greu să depășim acest prag de 90%. Și mai este încă o chestiune. Miercurea, joia, nu se pot organiza evenimente în fiecare miercuri, în fiecare joi, ca să poată să aibă un grad de ocupare de 100%. Nu știu să existe vreun obiectiv undeva în lumea asta care să fie 100% grad de ocupare, adică ai 365 de zile și ai 365 de zile grad de ocupare a acestui obiectiv. Deci mi-e greu să cred că undeva în lumea asta există asemenea chestii. Numai o secundă, domnul viceprimar, să nu confundăm. Orice eveniment este cu perioadă de organizare, nu, domnul director? Perioadă de amenajare, aveți, da. Exact, de amenajare, care înseamnă două, trei zile înainte, depinde de eveniment. De exemplu, Antoldu, am înțeles că merge și până la 10 zile înainte și 10 zile sau 2 săptămâni după. Deci, tot grad de ocupare este. La stadion, noi mergem mai repede. Nu? La stadion, da, noi mergem mai repede. Deci de pregătire spun. Și de dansăbare. Dar vreau să spun că pentru aceste zile, sala polivalentă este plătită. Percepe da. Exact, tocmai da. De ce spun că miercurea este greu să fie miercurea un eveniment, de exemplu. Marța și miercurea să fie un eveniment. În principal, marța și miercurea, cum avem echipa de basket care joacă cupele europene și meciul se desfășoară marța și miercurea. Prin urmare, am reușit și marța și miercurea să ocupăm în timpul săptămânii. Bun, și ultima. Sau în ziua de Crăciun, sau în ziua de Paști. Dar în perioadele în care oferim serviciile de mentenanță, de reparații, nu se pot desfășura evenimente în sală. Trebuie să fie bine, dar acelea atunci sunt un procent de 2-3%. De-aia vă zic că... Bun. Da. Mai știu și eu chestiuță de la soțul meu. Bun. Da. Ce investiții s-au realizat în 2023 și ce propuneri aveți pentru 2024? Da. În 2023... O să număr două investiții importante care le-am realizat. Fără Antold. Una este upgradarea sistemului de parcare subteran prin care s-a modernizat și am reușit să creștem calitatea serviciilor pe care noi le oferim cetățenilor și persoanelor care doresc să parcheze mașina în subsolul sălii polivalente. Iar a doua investiție majoră pe care am realizat-o, a fost upgradarea sistemului de iluminat intern. Practic am upgradat nocturna sălii pe un sistem pe LED, pe modelul marelor arene europene, care permite, pe lângă faptul creșterea numărului de lux și o calitate mult superioară sistemelor vechi de iluminat și celebrele joc de lumini pe care arenele din Statele Unite, din NBA, le practică la evenimentele importante. Iar de asemenea, pentru 2024, tot pentru a eficientiza consumul de energie electrică în interiorul arenei, ne dorim să amplasăm panourile fotovoltaice pe clădirea, pe sală, practic să extindem, că avem deja panouri fotovoltaice, dar dorim să extindem capacitatea de producție de energie electrică pe acoperișul sălii polivalente. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Mai trebuie un vot. O foarte scurtă intervenție, dacă se poate. Mulțumesc. Apreciez faptul că doriți să extindeți panourile fotovoltaice și o să vă solicit, pentru că sunteți aici, să
luminați mai bine parcarea. Apropo că vorbeam de siguranță, este o parcare pe care o folosesc atunci când merg către centru și deseori este întuneric, dându-mi zero condiții de siguranță în ea. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, stimați colegi, să mai acordați un vot, cei care nu ați votat. Nu mai apare votul pe ecran. Vă rog să faceți în așa fel încât să apară. De 18 voturi pentru 5 abțineri, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre. Permiteți să mă retrag de la punctul ăsta 5 minute. Da, de la începând cu punctul numărul 6, cvorumul de ședințe va fi de 22. Punctul numărul 6, comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 6. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 7, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 4. Comisia 4 aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 7. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 8, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 8. Mai trebuie un vot. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 9, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 9. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 10, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 10. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 11, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 11. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 12, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 12. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 13, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 5. Comisia înțelegată aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul... Am ridicat. Nu v-am văzut. Nicio problemă. La acest punct aș vrea să ridic această problemă care nu este doar, să zic, punctuală, referitor la articolul din ziar cu referire la ziaristul Puriș de la Făclia. Știți că a apărut un articol prin care familia Puriș deține și locuiește real într-o altă locație, într-o vilă, casă, să zic, modernă. Și el figurează pe listele de ANL ca și chiriaș. Vreau să vă întreb, domnule viceprimar, cum vin aceste evaluări făcute? Doar depunem niște hârtii, facem niște dosare? Dacă există o comisie de verificare reală a chiriașilor că trăiesc, locuiesc la locul respectiv, domnul Puriș, am înțeles că nu locuiește acolo, locuiește în altă parte și... realii, să zic, chiriași sunt rude ale familiei. O să ne trezim peste o lună, două, trei, cinci, nouă, după, bineînțeles, după ce se va clarifica situația terenului de la acea clădire,
că acei chiriași ANL vor să-și cumpere la prețuri micuțe, pe rate, aceste apartamente. Deoarece ați văzut că s-au iscat o serie de scandaluri, articole, în care beneficiarii reali ale acestor locuințe nu sunt cei care sunt în lista noastră și nu figurează, am înțeles, s-a și stabilit, s-a discutat cu cei care strâng și plătesc președinții de bloc din acele. Deci situația este destul de gravă. Vreau să știu dacă există o comisie din partea primăriei. Noi ne trezim doar în comisiile ANL cu acele dosare pe care noi le evaluăm, în care există, bineînțeles, toată lista de acte aferente dosarului. Verificăm eligibilitatea și atât, dar beneficiarii reali nu sunt cei care sunt declarați. Totuși, noi cred că, virgulă, ca și consilieri locali sau membri ai comisiei, totuși ne asumăm niște riscuri trecând în comisie asemenea, să zic, dosare. Vreau să știu care este punctul de vedere al dumneavoastră și cum putem verifica realitatea beneficiarilor de la aceste locuințe ANL. Vă rog să-mi răspundeți și după ce vă mai spun. În primul rând aș vrea să spun că domiciliul se stabilește în baza actelor oficiale emise de către statul român. Sunt singurele acte care arată și dovedesc atât identitatea, cât și domiciliul persoanei. Toate celelalte chestiuni sunt pur speculative și nu avem nicio pârghie prin a le verifica și nici nu pot să spun că mie mi se pare, sau am citit într-un ziar, că spune categoria X, atâta vreme cât un act oficial al statului român spune cu totul altceva. Aici o să-i dau cuvântul doamnei director ADUJ pentru a clarifica pe procedură și a ne spune mai precis pe procedură. Pe mine nu mă interesează procedura. V-am spus, procedura este legală, deci actele sunt ok. Deci ați răspuns, procedura este legală. Așa, bun. Atunci cred că ați răspuns singură la această întrebare. Restul? N-am ce să vă răspund la restul, la altă întrebare. Răspundeți-mi dumneavoastră, există o modalitate de verificare? La asta vă rog să-mi răspundeți. Am spus că sunt actele oficiale. Nu vorbim de hârtii. Bine. Deci, nu vorbim dacă de hârtii. Dacă dovadă oficial, vă rog, terminați-vă ideea. Ce v-am spus? Altceva? Vreau să-mi sugerați, dumneavoastră, care este modalitatea de verificare reală a chiriașilor. Eu nu vă sugerez nimic, eu vă spun ce spune legea. Dacă vreți să vă sugereze cineva, întrebați pe altcineva, eu vă spun ce prevede legea. Păi domnul Bonțidean a plecat, am vrut să-i pun întrebarea dânsului. Discut doar în condițiile legii. Pe lângă lege, dacă doriți să discutați, faceți. Nu este pe lângă lege. Din moment ce am dat un nume aici, da? Nu este pe lângă lege. Atâta timp cât dovada se face prin acte oficiale, eu nu mai am ce să comentez la acest punct. Bine, mulțumesc. Cu plăcere. Supun la vot punctul numărul 13. Quorumul de ședință este de 23, 16 voturi pentru, 5 abțineri, 2 neparticipări la vot, a domnului consilier Pop Loredana și a domnului consilier Mătușan. Proiect de hotărâre numărul 14, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Vă rog încă o dată că nu s-a auzit. Comisia de sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 14. Mai trebuie un vot. 23 de voturi, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 15, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Vă rog, doamna consilier. Mulțumesc foarte mult.
Suntem în situația de a aproba astăzi mai multe solicitări de locuințe de necesitate, pentru că locuințele în care acești oameni locuiesc acum sunt de cele mai multe ori un pericol public. Am solicitat și în trecut și solicit și acum să avem un plan foarte clar prin care să reabilităm aceste locuințe și nu numai, tot ce ține de imobilele care sunt în patrimoniul orașului. Și solicit acum în această ședință să doamna Adeu să ne spună care este planul pe 2024, respectiv 2025, pentru a ajunge acolo unde cred că ne dorim cu toții, ca toate aceste spații care sunt ale noastre să fie nu doar locuibile, ci și frumoase, moderne și așa mai departe, pentru că până la urmă spațiile care ne aparțin trebuie să fie un model pentru ceea ce ne dorim de la acest oraș. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Un microfon, vă rog, pentru colega. Da, bună ziua! Cu privire la locuințele sociale, avem prevedere bugetară cu privire la reparații imobile proprietatea municipiului, astfel încât la acest moment există în procedură de evaluare un număr de 10 locuințe fond de stat pentru care sunt în desfășurare procedură de evacuare și eliberare de bunuri. Aceste locuințe nu au impedimente legate de sarcini pe cartea funciară sau revendicări sau ieșiri din indiviziune sau succesiuni vacante pentru care bunurile încă n-au fost eliberate, astfel încât aproximăm noi că până în vara acestui an acestea vor putea fi introduse efectiv în circuit și repartizate. Mai avem un număr de 5 locuințe sociale pentru care suntem în procedurile prealabile cu privire la casarea bunurilor din ele, declararea acestora ca bunuri părăsite și după aceea urmează evacuarea. Procedurile sunt foarte lungi din perspectivă temporală, raportat la faptul că o parte din aceste locuințe se eliberează ca urmare a decesului chiriașilor sau ca urmare a unor evacuări, iar din nefericire în aceste, și inclusiv a succesiunilor vacante, în aceste situații ele rămân cu o seamă de bunuri. Acum, bineînțeles că în mare parte aceste bunuri sunt mizerii, n-aș vrea să nu mă exprim foarte elegant, asta e adevărul, dar trebuie împreună cu o echipă de inventariere în prezența poliției inventariate, prinse în procesul verbal, ținute în custodie, după aceea casate, după aceea eliberate bunurile și vorbesc de la o banală pătură ruptă și până la un obiect de mobilier oricare ar fi acesta. Procedurile ne obligă la aceste termene lungi și de aceea întreg procesul până ajungem la o locuință care efectiv este liberă, până ajunge a o reda efectiv în circuitul locativ, termenul este destul de îndelungat, iar el curge efectiv din prevederile legale. Mulțumesc! Mulțumesc. Și mai avea o simplă întrebare, dacă se poate. Cazul pe care le discutăm astăzi sunt despre locuințe în care oamenii sunt deja acolo. Avem în plan anul acesta să reabilităm și locuințe în care deja locuiesc chiriașii ai primăriei? Nu. Aceste reabilitări în care locuiesc chiriașa primăriei nu pot fi făcute decât în baza unei expertize care să ne arate dacă aceste lucrări pot fi efectuate cu chiriașii în imobil sau fără chiriaș, tocmai din motive de securizare și de protecție. Ceea ce este relevant este faptul că în ultimii ani repartițiile pe aceste locuințe sociale au fost făcute doar în locuințe gata reabilitate, astfel încât ceea ce știm noi din istorie nu mai este un fenomen
foarte des întâlnit. Și de aceea vedeți cu regularitate de câte ori se impune reabilitarea unei locuințe, intrăm cu atribuirea unei locuințe din fondul de locuințe de necesitate pentru protecția chiriașilor, urmând ca ulterior, în baza finalizării procesului de reabilitare sau punere în siguranță, chiriașii să se întoarcă în locuința inițială și să redisponibilizeze locuințele de necesitate. Mulțumesc, domnul Maior, vă rog, o secundă, vă rog. De la acest punct, învoire, vormul de ședință va fi de 22. Vă rog, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Întreb mai degrabă pentru că și eu sunt proprietar și am un imobil dat în chirie și eu mă oblig ca pe perioada în care chiriașii sunt acolo să păstrez niște norme și să fac inclusiv reparațiile care se cuvin. Întreb cu toată deschiderea, pentru că consider că administrația publică trebuie să asigure condiții, așa cum spuneam, la standarde corecte. Și atunci, dacă este nevoie să se facă o reevaluare a tuturor spațiilor, cred că împreună în Consiliul Local putem fi de acord să găsim buget pentru asta, tocmai pentru a asigura nu doar la schimbarea chiriașilor condițiile care trebuie, tocmai pentru a nu mai ajunge în situațiile sau să ajungem cât mai rar în situații ca cea de astăzi, în care vedem oameni care spun că viața lor este în pericol pentru că le-au căzut anumite cornișe sau nu mai știu ce le-a căzut în timp ce ei locuiau deja acolo. Și atunci asigurăm niște servicii care sunt ale unui oraș care vrea să spună că este de 5 stele. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau doar să... Sau dacă există cadrul legal, dacă nu avem și un deputat în sală, hai să schimbăm cadrul legal, adică să oferim până la urmă soluții la probleme, nu doar să vedem ce nu se poate. Mulțumesc! Cazul de astăzi este un caz atipic, nu ne-am întâlnit foarte des cu el, e ceea ce vă spuneam la început. Vorbim despre un imobil care, din păcate, de peste 15 ani se află în litigiu. A fost în litigiu cu privire la o revendicare, s-a terminat, a urmat și este pe rolul instanțelor de judecată un litigiu privind ieșirea din indiviziune, astfel încât singurele lucrări pe care autoritatea le-a putut face au fost și vor fi și în continuare până la faza finală cele de punere în siguranță a clădirii. Nu putem face investiții majore în astfel de tipuri de imobile. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, nu vreau să spun că cred că și USR-ul are deputați, nu doar în sală, cred că și USR are deputați care ar putea să... Așa, ducem mai departe problema și cu deputații și cu cei opoziții. Vreau să profit de faptul că s-a deschis acest subiect. Doamna director, am discutat de inventarierea patrimoniului anul trecut, aceeași problemă. Vreau să știu când se termină inventarierea patrimoniului municipiului Cluj-Napoca. Care este data? La ce anume? Inventarierea patrimoniului. Inventarierea patrimoniului se face în fiecare an. Inventarea, cred că vă referiți la altceva, nu la inventarierea patrimoniului, inventarierea stării patrimoniului. Da, poate. Exact, la stării. Spuneți-ne ca să înțelegem la ce faceți referire. Deci repetăm aceeași poveste de anul trecut. Trebuia să se termine. Inventarierea patrimoniului este o temă. Evaluarea trebuia să se termine anul trecut în noiembrie, da? Deci noi acum suntem în martie și este aceeași problemă. Deci, vă rog, doamne Ardeuș, vreau să spun că a discutat doar de cele 10 apartamente, care au fost, dar patrimoniul municipiului Cluj-Napoca este mult mai mare. Bun, vă rog, doamne director. Cred că întrebarea doamnei consilier se referă la o discuție care am avut-o anul trecut cu privire la partea de patrimoniu care viza spațiile cu altă destinație decât cea de locuință și pentru care este în desfășurare o analiză care să fundamenteze o decizie privind modul de valorificare a acestor spații cu altă destinație, în sensul că după inventarierea tuturor acestor spații libere să se ia o decizie cu privire la închiriere prin licitație publică, vânzare prin licitație publică în condițiile legii 550 sau și aceste două decizii să fie în
două ipoteze. Ipoteza în care spațiul va fi reabilitat de noi, iar după aceea valorificat prin închiriere sau vânzare, sau nu va fi reabilitat de către noi și urmând a face obiectul închirierii și vânzării. Vreau să vă spun că această analiză nu este una care poate să fie așa doar printr-o simplă observație, are la bază niște rapoarte de evaluare, un studiu de piață, iar pentru fiecare spațiu trebuie evaluate lucrările necesare aducerii la un anumit standard, după aceea trebuie făcută un raport de evaluare cu privire la valoarea de tranzacționare sau de închiriere pe starea actuală, apoi valoarea de închiriere sau tranzacționare pe starea viitoare ca urmare a reabilitării, iar din ponderarea tuturor acestor informații care trebuie să fie științifice, dumneavoastră urmează să luați o decizie. Se lucrează la toate aceste elemente și vom fi în măsură în viitorul apropiat să vi le prezentăm. Mulțumesc! Aș vrea să mai menționez că o parte din evaluări le-am primit. Au fost multe evaluări care au trebuit să fie făcute. O parte sunt deja primite. Acum urmează să asamblăm toate aceste elemente pe care le-am primit și în perioada următoare să convocăm comisia de evaluare și comisia care se ocupă cu aceste lucruri, care și consilierii locali fac parte, astfel încât să putem să venim în fața Consiliului Local cu o propunere. Deci, azi suntem în 2024, aceeași poveste, anul viitor, tot aceeași poveste, da? Nimic concret. Deci nimic concret. Am înțeles. Doamna consilier, cred că aveți câteva probleme legate de percepția procedurilor administrative. Dacă dumneavoastră credeți că o evaluare se poate comanda în două zile și o evaluare, un evaluator își asumă să facă tot în două zile, cred că nu discutăm despre aceleași lucruri. Am înțeles. Deci, bla, 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 bla. Mulțumesc. Am observat, da, mulțumesc. Vă rog, doamna. Dar nu ne mai tot păcăliți așa. Bine. O să aveți interes mai mult spre toamnă să le finalizați. Mulțumesc. Îmi permiteți să mă retrag două minute de la punctul următor. De la punctul 16, domnul consilier a revenit, deci punctul 15 este cu 23 de voturi. De la punctul 16, cvorumul de ședință va fi de 22. Supun la vot punctul numărul 15. Mai trebuie un vot la punctul 15, 23 de voturi. Punctul numărul 16, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de Sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 16. Mai trebuie un vot. Stimați colegi, 22 de voturi. Proiectul numărul 17, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de Sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 17. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 18, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 18. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 19, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 19. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 20, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 5. Comisia sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 20. Mai trebuie exprimat un vot. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 21, Comisia 3. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul 21.
Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 22, Comisia 3. Comisia de Urbanism a avis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 22. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 23, Comisia 3. Comisia 3 a avis favorabil. Supun la vot proiectul 23. Mai trebuie exprimat un vot. Mai trebuie exprimat un vot. 21 de voturi pentru și o neparticipare la vot a domnului consilier Constantea. Proiect de hotărâre 24, Comisia 3. Comisia 3 a avis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 24. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 25, Comisia 3. Comisia 3 a avis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 25. Domnule președinte, vă rog care de la punctul următor să mă... Voici. De la punctul 26, cuvorumul unde ședințe va fi de 21. Supun la vot proiectul 25. Proiectul a trecut 22 de voturi. Proiectul numărul 26, Comisia 3. Comisia 3 a avis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 26. Mai trebuie exprimat un vot. 19 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul a trecut. Proiectul numărul 27, Comisia 3. Comisia 3 a avis favorabil. Supun la vot proiectul 27. Domnule viceprimar, vă cer și eu în voie de 2 minute după următorul. După acest punct, deci proiectul 27. Mai trebuie exprimat un vot, 2 voturi. Vă rog, verificați, stimați colegi. Încă un vot mai trebuie exprimat. Vă rog, verificați, stimați colegi. 21 de vot, 20 de voturi pentru o neparticipare la vot. Începând cu punctul 27, 28, vorumul de ședință rămâne tot de 21, prin venirea doamnei Ioane și plecarea doamnei Cristian. Punctul 28, Comisia 3. Comisia 3 a fi favorabil. Supun la vot proiectul 28. De voturi, proiectul a trecut. Proiectul 29, Comisia 3. Comisia de Urbanism a fi favorabil. Supun la vot proiectul 29. Mai trebuie exprimat un vot. Voturi pentru, un vot împotrivă, 2 abțineri, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 30, Comisia 3. Comisia 3 a avis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 30. Mai trebuie un vot, stimați colegi. Proiectul a trecut cu 21 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 31, Comisia 1. Comisia de buget a avis favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate a avis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 31. Mai trebuie un vot. 20 de voturi pentru a neparticipare la vot a domnului consilier Mătușan. Proiect de hotărâre numărul 32, Comisia 1. Comisia de buget a avis favorabil. Comisia 2. Comisia juridică a avis favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate a avis favorabil.
20 de voturi pentru, o neparticipare la vot. Nu. Comisia 5 a spus, supun la vot proiectul numărul 32. Mai trebuie încă un vot. Proiectul a trecut cu 21 de voturi. Stimați colegi, vom lua o pauză de 5 minute. Mulțumesc.
stimați colegi, într-un minut începem, o să vă rog să vă ocupați lucrurile la masă. Știți cumva domnul Dinu Ionescu a plecat sau este doar ieșit și nu s-a întors încă în sală? Vă rog, verificați dacă este conectat pe... Dacă este conectat la... Este conectat. Deci nu să putem începe până nu se deconectează. Apare pe sistem 22. Dacă are cardul... Da, să mai așteptăm 2 minute. Da, zi 10, domnul viceprimar. Au trecut. Au trecut? Da, bun. Bun, deci 20, cvorumul este de 22, suntem la punctul 33. Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul 33. De voturi, proiectul a trecut în unanimitate. Proiectul numărul 34, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 6. Comisia 6 aviz favorabil. Comisia 7. Comisia 7 aviz favorabil. Supun la vot proiectul 34. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre 35, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 6. Comisia 6 aviz favorabil. Comisia 7. Comisia 7 aviz favorabil. Supun la vot proiectul 35. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 36, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 6. Comisia 6 aviz favorabil. Comisia 7. Comisia 7 aviz favorabil. Supun la vot proiectul 36. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 37, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 6. Comisia 6 aviz favorabil. Comisia 7. Comisia 7 aviz favorabil. Supun la vot proiectul numărul 37. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 38, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Comisia 6. Aviz favorabil. Comisia 7. Comisia 7 aviz favorabil. Supun la vot proiectul 38. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul numărul 39, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 4. Comisia 4 aviz favorabil. Avem și o îndreptare de eroare materială cu privire la data referatului de aprobare, respectiv 26 februarie 2024, nu 26 martie 2024. Vă rog, domnule consilier. Pot?
Da, vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori să aduc un amendament la acest punct de pe ordinea de zi, respectiv prin faptul că odată cu sărbătorirea Zilelor Clujului să fie celebrată și împlinirea 50 de ani de la adoptarea denumirii complete a municipiului Cluj-Napoca, de la data de 18 octombrie 1974, o să mă întrebați cum. Prin simpla prezență pe partea de publicitate a unui design, pe partea de afiș, să facă parte integrantă a proiectului. Vă rog să formulați amendamentul. Da. Deci, solicit prezentarea unei sigle, da? Care la ce articol doriți să inserăm amendamentul? La ce articol? La 39. Din hotărâre. Acolo are mai multe articole hotărârea. La ce punct? La punctul 39, la ce articol? Numai o secundă. Mă ajută colegul Mătușan. La hotărârea. La articolul 3. Printr-o inserare articolului 3. Da. Deci un articol nou doriți, da? Da, un articol nou. Articolul 3. Bun, vă rog, ascultăm. Deci, inserarea siglei care să reprezinte adoptarea denumirii complete a municipiului Cluj-Napoca de la data de 18 octombrie 1974 pe afișele și partea de publicitate a evenimentului. Mulțumesc. Supun la vot acest amendament. Trei voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 8 abțineri, amendamentul nu a trecut. Vă rog, domnule Mătușan, ați ridicat și noastră mâna. Eu vreau să fac referire la referatul de aprobare și să-mi exprim doleanța către dumneavoastră și către domnul primar și către executiv, în speranța că cei 70.000 de lei alocați publicității acestui eveniment nu se vor cheltui toți pe afișe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ca data trecută. Mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 39. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Pe de hotărâre numărul 40, Comisia 1. Comisia de buget a vis favorabil. Comisia 6. Comisia 6 a vis favorabil. Supun la vot proiectul numărul 40. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre 41, Comisia 1. Comisia de buget a vis favorabil. Comisia 4. Comisia 4 a vis favorabil. Comisia 7. Comisia 7 a vis favorabil. Supun la vot proiectul 41. Mai trebuie încă două voturi. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 42, Comisia 3. Comisia 3 propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii. Supun la vot proiectul numărul 42. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Pe de hotărâre 43, Comisia 3. Comisia de urmări propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii. Supun la vot proiectul 43.
vot. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiect de hotărâre 44, Comisia 1. Comisia de buget propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii. Proiectul numărul Comisia 2. Comisia juridică propune respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată și menținerea hotărârii de Consiliul Local. Supun la vot proiectul numărul 44. ...21 de voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 45. Dau cuvântul domnului consilier Florian pentru a conduce acest punct. Vă rog, domnule consilier. Proiect de hotărâre numărul 45, Comisia 1. Comisia de buget propune menținerea plângerii și respingerea plângerii și menținerea hotărârii. Comisia 2. Comisia juridică propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de Consiliul Local. Comisia 4. Comisia 4 propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii. Supun la vot proiectul numărul 45. Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru și două neparticipări la vot, a doamnei Ioana și a domnului Tarcea. Mulțumesc, domnule consilier Florian. Punctul 46A l-am discutat deja. Punctul 46B, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 2. Comisia juridică aviz favorabil. Supun la vot proiectul 46B. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul de hotărâre 46C, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 4. Comisia 4 aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul 46C. Mai trebuie un vot. 21 de voturi pentru și o neparticipare la vota domnului consilier Mătușan. Proiect de hotărâre 46D, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Comisia 4. Comisia 4 aviz favorabil. Comisia 5. Comisia de sănătate aviz favorabil. Supun la vot proiectul 46D. ...21 de voturi pentru și o neparticipare la vot a domnului consilier Mătușan. Proiectul 46E, Comisia 1. Comisia de buget aviz favorabil. Vă rog, domnule consilier. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. La această rectificare de buget aș vrea să întreb referitor la studiul de fezabilitate al trenului metropolitan. Am remarcat că s-a mărit creditul bugetar cu aproape 1 milion de lei și vrem să-l întreb pe domnul primar când va fi acest studiu de fezabilitate adus în fața Consiliului Local și ce se aduce în plus pentru acest 1 milion de lei pe care îl vom plăti furnizorului. Pentru detalii am domnul Poruț și să ne spune care sunt costurile, care le stăpânește tehnic. Pot să vă spun că în această... primăvară, început de vară, sper să putem intra cu el în Consiliul Local. Chiar azi am avut o discuție la București pentru a pune în acord proiectanții de la Calea Ferată Cluj, Episcopia Bihor, cu trenul metropolitan pentru a stabili câteva zone critice care se intersectează, stații, pentru că în planul lor figurează, într-un anumit fel, în planul lor figurează altfel. Miercuri la ora 12, de fapt, am reușit să organizez această întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru a putea... găsi soluția finală. De asemenea, sper după aceea să parcurgem rapid procedurile de mediu, astfel încât în vară să-l putem avea în Consiliul Local spre aprobare. De asemenea, să realizăm un parteneriat cu Consiliul Județean, pentru că o parte din cheltuielile inițiale nu sunt eligibile. Am vorbit cu domnul președinte Tișe și a fost de acord să intre în parteneriat pentru a putea să facă acele stații neeligibile de pe raza comunelor limitrofe Clujului, și care nu pot fi plătite de primărie în afara ceea ce noi putem plăti pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primările nu au banii necesari să poată acoperi, dar
Consiliul Județean și-a arătat disponibilitatea și deschiderea de a face acest parteneriat, deci urmează să aprobăm și acest parteneriat, toate aceste acte de renunțare până la începutul lunii iunie. Știu că va fi obiectul studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, dar conform evaluărilor dumneavoastră, la cât s-a ridicat în acest moment? Haideți să nu vorbim decât pe știință. Nu suntem nici Baba Vanda, nici alții ce și cum. Vorbim pe știință, știți bine, de aia se fac studii de prefezabilitate și de fezabilitate, ne spună știința, nu alții. Deci, când avem studiu, venim și vă prezentăm aceste date, nu lucrăm pe alte comite. L-aș ruga să-i dați cuvântul domnului Cursu să explice detaliile tehnice. Suma reprezintă modificarea studiului de fezabilitate și a puzului în acord cu ghidul de finanțare apărut la finalul anului trecut. Precizam că inițial toate cheltuielile practic am crezut că sunt acoperite de proiect. După ce a apărut ghidul de finanțare, evident că trebuie să ne restructurăm, să ne regândim, să ne refacem, să intrăm în parteneriate, să găsim soluții. În acest moment, blocaje majore, că blocaje nu există, există doar etape de parcurs cu Ministerul la nivel local, cu asocierea cu Consiliul Județean și, evident, de lucru de către proiectanți, astfel încât proiectul să fie implementat și, repet încă o dată, le mulțumesc colegilor mei pentru implicarea în realizarea acestui proiect vital. Rețineți, oameni buni, ceea ce vedeți și știți și dumneavoastră, viitorul mobilității este legat de calea ferată tot mai mult. Ați fost cu toții în Europa, ați văzut ce înseamnă deplasările cu trenul, ați văzut că devine principalul mijloc de mobilitate alternativă între localități, ați văzut că se discută de trenuri cu hidrogen, vedeți cum au făcut alții, m-am pus recent în Italia și când am coborât în Bologna și am văzut o gară cu 3 nivele subteran, am mai văzut aeroportul cu 3 nivele subteran, am mai văzut 3 nivele de metrou, dar gară cu 3 nivele să cobori, mi-am dat seama ce nod de cale ferată important este și ce important este calea ferată. Sau am mers de la Strasburg la Bruxelles în timp record, ca să mai vorbim de celelalte distanțe care se parcurg în Uniunea Europeană cu trenul. Ați văzut că este și o decizie pe care vor să o implementeze ca nicio țară din Uniunea Europeană, distanțe care pot fi la mai puțin de 3 ore cu trenul să mai se permită aeropoarte regionale. Datorită poluării spunând, dacă ai sub 3 ore, nu se mai permite să mergi cu avionul. Te duci cu trenul pentru că este verde nepoluant, motiv și pentru care noi am pornit această linie, înțelegând cât de important este pentru dezvoltarea noastră economică și pentru mobilitatea alternativă în zona metropolitană, realizarea acestui culoar de tren metropolitan. El, alături de centură și metrou, cu adevărat vor duce Cluj la nivelul anilor 2050, așa cum ne așteptăm cu toții. Dar important este că se face, e un proiect de anvergură, ghidul e substanțial modificat față de variantele inițiale, și noi trebuie să suportăm costul la cât e, domnul Purțu, 5-7-8 milioane de euro, cât este legarea la aeroport, aproximativ, cât era, nu mai țin minte. 2% din cheltuielile eligibile obligatoriu trebuie să le suportăm. Așa este, dar cât e ceea ce facem noi la aeroport, legătura aceea de cale ferată, ca să poată ajunge aia 700 de metri, să putem conecta practic gara de aeroport. N-aș vrea să greșesc, e de ordinul milioanelor de euro pe care trebuie să le suportăm noi, municipiu, pentru că nu este acoperit din proiectul european al trenului metropolitan. Ca de altfel și alte câteva obiective de pe traseu, care în conceptul inițial erau prevăzute a se finanța, când a apărut ghidul, el este mai restrictiv, dar asta nu înseamnă că proiectul nu trebuie să fie făcut. Categoric el trebuie să fie făcut, pentru că nu mai este cale de întors, sau nu mai e cale de îndoială. E clar ca lumina zilei că trenul reprezintă una dintre soluțiile majore de mobilitate alternativă, mai ales pe distanțe medii și lungi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Supun la vot proiectul numărul 46E. De voturi pentru și o neparticipare la vot a domnului consilier Chira Beniamin. Proiect de hotărâre 46F, Comisia 1. Comisia de buget a vis favorabil. Supun la vot, vă rog, domnule consilier. Da. În primul rând, mă bucur că până la urmă, chiar dacă este doar la începutul acestei luni martie, avem proiectul pe masă
Și vreau să-l întreb pe domnul director Poruțiu, având în vedere referatul de aprobare și faptul că acest proiect are doar 12 pagini încărcate pe site-ul primăriei și nu este studiul de fezabilitate la care se face referire anexat, cheltuielile ineligibile aferente proiectului de 5 milioane jumate de euro pe care primăria ar trebui să le suporte din bugetul propriu, la ce se referă, mai ales având în vedere faptul că eu am militat foarte mult pentru accesarea acestor fonduri, tocmai în ideea în care studiul de fezabilitate și proiectul tehnic sau toate cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile 100%, cheltuieli ineligibile fiind alte cheltuieli care ar trebui să fie cu posturi de transformare sau alte investiții de genul ăsta pentru a putea face racordarea panourilor fotovoltaice la linia de curent sau a le introduce în sistem. Bun, cred că aici detaliile pot să le dea cei de la termoficare. Vă rog, stimați colegi, dacă aveți aceste detalii. Ziua. Cheltuielile aferente marjei de buget sunt considerate ineligibile și cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț, punctele 7.1 și 7.2 din cadrul devizului general, cât și cheltuielile legate de proiectare. Și unde avem noi devizul general în proiect? În cadrul studiului de fezabilitate. Și unde este acela, că nu este aferent proiectul de pe ordinea de zi? Și atunci, cum să ne exprimăm votul în cunoștință de cauză, tocmai într-un proiect pentru care și eu personal am militat foarte mult. Dar tocmai în ideea în care cheltuielile ar fi cât mai mici, pe care municipiul și cetățenii ar trebui să le suporte. Mai ales că ar trebui să ne încadrăm în acei 1.100 de euro pe megavat la care ați făcut referire. Deci, cheltuielile se încadrează în cei 1.100. Îmi cer scuze o secundă. Domnule consilier, sunt 202 pagini încărcate. Acum am verificat de pe telefon. A fost încărcat tot proiectul. 202 pagini. Acolo este tot studiul de fezabilitate, cu tot devizul aferent, cu absolut toate cheltuielile necesare. Domnul viceprimar, la ora 1:30 înainte de ședință erau 12 pagini încărcate, domnul viceprimar. Tocmai de aceea am ridicat această problemă. Că am vrut să verific acest aspect și totuși, dacă sunteți aici, vă rog să ne explicați băbește, dacă nu pentru mine, care cât de cât înțeleg, pentru cetățenii municipiului, de ce primăria trebuie să scoată 5 milioane jumate din fonduri proprii, în condiția în care consultanța, studiul de fezabilitate, ar trebui să fie gratis. Sunt cheltuieli la care se va apela doar în cazul în care vor fi această marjă de buget, se va apela la această marjă de buget. Deci, în mod normal, nu se va folosi, nu se vor folosi cheltuielile aferente punctelor 7.1.7.2 din deviz. În referatul de aprobare ați menționat sau se menționează faptul că cheltuielile eligibile sunt undeva la, fără TVA, 25 de milioane, da? Da. Corect. Bun. Și diferența? Spune-te-o băbește, din ce se compune? 5.574. Da, din ce se compune? Exact. Sunt rog cheltuielile, cei 25%, cheltuieli aferente marjei de buget. Și mai este o sumă de 837.964, sunt cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare, pentru ajustarea de preț. Rezerva de implementare la ce se referă mai exact? Sunt niște condiții impuse conform HG907. Capitolul acesta 7 este... Ce cheltuieli acoperă? Da, spuneți, ce cheltuieli acoperă efectiv aceasta? Doar în cazul în care sunt... Doar sunt în cazul, să spunem, în cazul în care acoperă, în ce? La ce se referă? Vă rog, dacă un pic, aș vrea să ne înțelegem un lucru, dragi colegi, când între noi este în regulă. Am mai primit invitați, că nu sunt obișnuiți cu limbajul nostru așa. Dacă doriți să adresați întrebări prin președintele de ședință, pentru că totuși sunt invitații noștri, să le respectăm. Dreptul că nu sunt la închiziție aici. Trebuie să răspund la profesional, dar într-un cadru democrat. V-aș ruga prin intermediul legii a președintelui de ședință. O să răspund eu la această întrebare. În primul rând, domnule coleg, în primele 12 pagini, chiar dacă ar fi fost doar 12 pagini, să știți că este încărcat tot devizul general, care are 6 pagini. Este încărcat acolo, până la pagina 7, aveți tot, inclusiv capitolul 6. Deci devizul general este încărcat acolo. HG907 spune foarte clar că
Dacă pe parcurs pot să apară actualizări ale prețului cu rata inflației sau alte tipuri de actualizări, dacă nu ai făcut aceste și nu ți-ai prins cei 25% care pot să fie cheltuiți sau pot să nu fie cheltuiți în funcție de evoluția proiectului, nu mai reprezintă cheltuieli eligibile pe viitor. Asta este un punct de plecare pe HG907. Astăzi, noi nu avem de unde să știm care sunt cheltuielile neprevăzute care pot să apară în derularea unui proiect. Le-am văzut de atâtea ori că ele apar. Pot să fie o rată a inflației, pot să fie creștere de prețuri la anumite materiale, pot să fie diverse alte situații. De aceea ele sunt prinse în acest moment. Iar dacă devizul crește, se apelează la cei 25%, în condițiile în care nu avem niciun fel de creștere, rămân la același nivel ca și cel aprobat până în acest moment. Și atunci, pentru înțelesul cetățenilor, valoarea costului proiectului se rezumă la prima variantă, efectiv, pentru cei... Astăzi, la 25 fără TVA. Dacă se va merge mai departe și vor fi și alte cheltuieli, alte elemente care se apară pe parcurs, atunci se vor apela la cei 25%. Pentru a nu mai fi necesar să intrăm iarăși în Consiliul Local. De fiecare dată cu aceste cheltuieli și să le poți depune dacă intri în cei 1100 de euro pe, sau milioane, 1,1 milioane, să poți să iei banii direct de acolo. Și bănuiesc că până în prezent, pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a consultanței, n-am achitat niciun leu de la bugetul local, nu? Nu, acestea au fost făcute de către termoficare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supun la vot proiectul 46. Vă rog, vă rog. Da, nicio problemă. Vreau să vă întreb tot la acest punct, dacă a trecut printr-o dezbatere publică conform legii. Nu e. Dacă a trecut printr-o dezbatere publică acest proiect. Nu este cazul să treacă prin dezbatere publică. Cum nici celelalte studii de fezabilitate nu trec prin dezbatere publică. Nu este cazul. Sunt în dezbatere în procedura Consiliului Local. Bine. Ok. Racordarea la rețeaua publică. Vreau să discut despre această problemă, deoarece acolo se produce o energie care ea este specifică și se folosește în interes propriu. Acolo sunt două variante, două tipuri de rețele. Rețea de prosumator sau rețea proprie? Care dintre ele? Care sunt cele? Eu nu am găsit această mențiune. Dacă poate să ne spună domnul director. Vă rog să lăsați microfonul. Vă rog să lăsați microfonul pentru aceste componente tehnice. Ce tip de rețele? Calitatea va fi de producător. Deci nu vor fi prosumator, va fi producător. Cu compensarea energiei consumate. Bun, și... Există legislație specială în această zonă. Când folosești pentru iluminat public, nu este același lucru ca și un cetățean sau ca o companie care își pune panouri fotovoltaice și devine prosumator, așa cum suntem noi la panourile pe care le-am pus pe clădiri. Acolo avem această calitate de consumator, dacă nu consumăm tot ceea ce producem, punem în rețea și devenim prosumator. Aici lucrurile sunt diferite, că avem o legislație specială pentru iluminat public. Și noi folosim pentru iluminat public. Bun, deci să înțeleg că ceea ce produce 78% din ceea ce rezultă la acest proiect se folosește în interes propriu, dar ar fi bine să știm cum s-a ajuns la acest procent. Procentul este bun, randamentul este ok. Deci, cum s-a ajuns la acest procent de 78%? Sunt calcule care sunt făcute, dar vă rog. S-au studiat două scenarii tehnico-economice. Scenariul cel mai bun, care a avut cele mai bune rezultate, este propus spre implementare. Celălalt scenariu a avut un randament de 75% pentru producerea energiei, compensarea energiei propuse. Am înțeles. Mulțumesc. Mai am eu o întrebare. Având în vedere că acest parc de vreo 5 hectare acoperă doar 4,83 de megawatts necesarul pentru iluminat public, în condițiile în care, din ce știu eu și poate să mă corecteze domnul Poruțiu, cheltuielile sau consumul cu iluminatul public la nivelul municipiului pe anul 2023 a fost undeva la 11 megawatts. În condițiile astea vreau să vă întreb, domnul viceprimar, dacă reușim să mai identificăm și alte terenuri în timp util, în situația în care nu se vor accesa toate fondurile în această etapă, pentru a acoperi deficitul sau pentru a reuși să acoperim necesarul.
Aș vrea să spun că acest parc acoperă aproximativ 30% din ceea ce consumăm la nivelul unui an întreg. Căutăm terenul, dacă le vom identifica, nu să putem veni la fel în fața Consiliului Local și cu diferența pentru a putea să acoperim întregul necesar. Căutăm terenul să vedem unde, deja în momentul în care depășești, aici ar trebui să știți că sunt niște elemente care trebuie avute în considerare. Până la 5 MW discutăm de un anumit regim, ce depășește 5 MW deja discutăm de alte avize care trebuie să obținute de la București și cea mai importantă chestiune este și capacitatea rețelei, pentru că produci, trebuie să pui în rețea, este și capacitatea rețelei, adică trebuie să fie o rețea, dacă ai o soluție în care trebuie să duci din locul în care tu produci 15-20 de kilometri până la o rețea, sunt niște costuri extraordinar de mari și sunt foarte greu de obținut autorizațiile să obții pe 20 de kilometri sau pe 15 kilometri o soluție tehnică de racordare. Am înțeles, dar mai există și varianta amplasării acestor panouri fotovoltaice și pe clădirile din municipiul Cluj-Napoca, tocmai pentru a completa dacă este lipsă de teren. Dar știți că este trecută deja, am prezentat, avem 7 clădiri pe care avem deja montate panouri fotovoltaice. Dacă ieșiți afară, o să vă puteți uita în partea dreaptă pe ecran în care sunt monitorizate în timp real producția de energie. O să vă rog, dacă aveți curiozitatea, să verificați acolo. Avem peste 649 de megawați produși în acest moment din panourile fotovoltaice care sunt montate pe clădiri și la termoficare. Încă nu este integrat în sistem ce s-a produs la CREIC, urmează să fie integrat în sistem și ce s-a produs la CREIC. 649 megawați. Megawați. Vă uitați acolo și o să le vedeți pe toate adunate din momentul în care am produs. Este corect, 649 de megawați și o să vedeți în fiecare zi cum se modifică acel contor aproape în timp real. Deci facem aceste lucruri și mai avem încă pe 5 clădiri propuneri de a amplasa panouri fotovoltaice, adică peste tot până am putut să punem și am avut clădirile și s-a pretat, am pus panouri fotovoltaice. Și aceste panouri fotovoltaice acoperă până la urmă necesarul pentru iluminat? Nu, necesarul, cum v-am spus, sunt pentru a folosi, dacă este pusă pe o școală sau pe o piață, pe clădirea unei piețe, se folosește în primul rând de către entitatea respectivă, iar diferența se bagă în rețea. Am înțeles. Mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 46F. Proiectul a trecut cu 22 de voturi. Proiectul de hotărâre 46G, Comisia 1. Comisia de buget, aviz favorabil. Comisia 6. Comisia 6, aviz favorabil. Supun la vot proiectul 46G. Mai trebuie un vot. Stimați colegi, mai trebuie un vot. 22 de voturi. Proiectul a trecut unanimitate de voturi diverse. Doamna Ciubâncan, v-ați înțeles la cuvânt. Prima, vă rog, aveți cuvântul. O să aștept un pic. Mai am de lucru la ceva. Mulțumesc. Imediat. Dacă îmi permiteți o întrebare scurtă, domnule viceprimar, domnule președinte de ședință, pentru doamna director de uș, dacă ne poate spune cam în cât timp sau dacă am început cadastrarea și a apartamentelor de pe calea Florești 58B, nu, a imobilului, știu că s-a realizat până la urmă cadastrarea și au ieșit actele. Vă rog, doamna director, dacă aveți răspuns la această întrebare. Da, se lucrează la operațiunea de apartamentare. În prima ședință ordinară a Consiliului Local vom intra cu aprobarea acestei apartamentări. Bun, mulțumesc. La diverse, domnul Sărmaș, vă rog, o să vreau să dați un microfon. E pornit? Da. Mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, doamnelor și domnilor dragi prieteni. Bună ziua tuturor! Mă bucur să revin sincer în sala asta. Cumva simțeam că îmi lipsește într-o formă sau alta. M-am uitat la ultima ședință a Consiliului Local, online de data aia. Și mi-am adus aminte, din păcate, de o scenă celebră de la protestele din 2012 împotriva guvernului Boc de atunci, când un jandarm spunea, luați site-ul de cultură și băgați-l în după. Astăzi lucrurile au evoluat un pic, cel puțin la începutul ședinței, și am văzut o poziționare diferită, o poziționare în care
Se pare că primăria și-a schimbat ușor atitudinea și cred că asta e o victorie a sectorului cultural clujean, e o victorie a societății civile, e o victorie a consilierilor locali și mă bucur că am luat și eu poziția în acest demers. Dar s-ar putea să fie o victorie aparentă. Și de ce spun că s-ar putea să fie o victorie aparentă? Pentru că această promisiune, de fapt, de reformă, de transparentizare, de predictibilitate pentru finanțarea sectorului cultural clujean e făcută încă de prin 2020. Cred că este corect demersul de a pune toate forțele care pot să lucreze în Clujul ăsta pentru aceste obiective, dar cred că și mai corect este să se facă ceea ce spune legea. Și anume să avem în consultare publică proiectul propus de către colegii consilier local de la USR. Și o să vedem în transparență publică dacă este bun, dacă trebuie sau rău, dacă trebuie îmbunătățit pe fond sau pe formă și putem să evoluăm fără a avea aceste frici că la un moment dat s-ar putea să ne blocăm. La un moment dat s-ar putea să ne întâlnim într-o situație, să ne regăsim într-o situație din anul 2020, 2021, 2022, 2023. Cred că ăsta este singurul mod în care putem demonstra cu adevărat că de bună credință vrem să rezolvăm această problemă în care se discută de dinainte de 2020. De pe când eram și eu parte acelei comisii sau acelor comisii care încercau să ajute sectorul cultural pentru a fi finanțat. Mulțumesc celor care s-au alăturat și au încercat să ajute să avem progres în acest demers și sper, repet, ca primă prioritate să fie punerea în dezbaterea proiectului, demersul propus fiind unul care stă sub semnul îndoielii cât timp aceste promisiuni s-au repetat an la rândul. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru intervenție. Domnul Socaș. Bună ziua! Ca de obicei, sunt mai mult decât onorat să fiu în această sală unde se decide viitorul orașului. M-am bucurat să-l aud pe domnul primar enunțând azi calendarul consultărilor pentru elaborarea noului regulament de finanțare a culturii. Din păcate, sunt nevoit să atrag atenția asupra două probleme grave privind aceste enunțuri. Prima este neconcordanța dintre cele comunicate de domnul primar și planificarea Centrului Cultural Clujan mandatat pentru a duce la bun sfârșit aceste lucruri. Și doi, o problemă structurală gravă privind modul în care cultura este abordată la Cluj-Napoca. Privind prima neconcordanță, găsesc remarcabil enunțul domnului primar de a avea în aprilie în consultare propunerea de regulament produsă de grup, pentru că aceasta vine în flagrantă contradicție cu orizontul de planificare a chiar CCC. Concret, specialiștii CCC estimează în scris acest lucru pentru iunie, nu aprilie, iunie. Bun. O asemenea forțare a notei ar putea fi înțeleasă într-o cheie politică. Dar acest pompierism, în fapt, ascunde o insensibilitate față de problema reală și o miopie strategică. În calitate de membru al grupului care va elabora această propunere, sunt nevoit să confirm și subliniez că elaborarea unui asemenea document de la zero nu poate fi făcut pe genunchi. De aici și estimarea, și nu a mea, ci a CCC, a Centrului Cultural Clujan, de a livra documentul până în iunie. CCC-ul mandatat de domnul primar. Așa. Enunțul făcut de domnul primar, cu atâta ușurință, ascunde încă două probleme. Prima este dacă elaborarea unui asemenea document se putea face în nici două luni, de ce oare s-a tărăgănat elaborarea acestuia 4 ani? Nu veți avea un răspuns la asta. Și doi, ușurința cu care enunțul domnului primar, din punct de vedere profesional, absolut și confirmat nefezabil, și care indică ușurința cu care problemele strategice ale culturii sunt trecute din nou cu vederea, ne aduce la subiectul 2. Abordarea lipsită de viziune a administrației cu care tratează tema culturii la Cluj-Napoca. La acest capitol țin să arăt că primăria nu își îndeplinește nici măcar pe aproape acele promisiuni pe care le-a făcut în propriile documente de planificare strategică, anume, în situ, în vigoare,
La prioritatea de investiții 4.5 se indică ca și țintă intermediară pentru 2024, adică anul curent, 5 milioane de euro pentru cultură, doar pentru cultură. Două remarci aici. Suntem la jumătate, poate. Așa înțelegem să finanțăm cultura față de propriile asumări. Și doi, în ritmul de creștere cu care ne mândrim acum, vai, încă 25%, vai, etc., vom ajunge să atingem ținta stabilită pentru 2024 în 35 de ani, adică încă 8 mandate. Între timp, același SIDU arată că nu peste 35 de ani, ci azi, peste 8 din 10 clujeni nu consideră că participă la suficiente activități culturale. Deci, cerere pentru activități culturale este în oraș. 8 din 10, da? Atunci, de ce nu producem mai multă cultură? Conform SIDU, infrastructura culturală a rămas în urma creșterii apetitului populației pentru astfel de servicii și a dinamismului sectorului independent. Și SIDU consemnează dispariția unor festivaluri de nișă, Tom Dimash, Steps, Festivalul Internațional de Carte, Zain, promovate de operatori culturali mai mici, care au întâmpinat dificultăți în a-și menține evenimentele cu resurse umane și financiare limitate. În acest context, degeaba avem anual 2000 de tineri care absolvă diferite discipline artistice în 4 universități, de fapt, ăștia pleacă din Cluj-Napoca. Lucru consemnat de SIDU. Și anume, se observă în ultimii ani migrația artiștilor înspre spațiul periurban, alte orașe, sau rural. Lucru care se întâmplă într-un context general de precaritate și de autoprecarizare, în care Cluj-Napoca, media anuală a câștigurilor din toate sursele pentru artiști este de 2805 lei lunar, iar pentru producătorii culturali de 3051 de lei lunar, comparați cu salariul mediu de net falnic al Clujului, da? Susține primăria cultura suficient? Conform SIDU, nu. Negru pe alb. SIDU spune, în condițiile în care pentru oraș vitalitatea culturală, creativitatea și retenția talentului uman și creativ este importantă, lipsa susținerii fazelor destinate creației și producție din ciclul cultural nu poate duce decât la fragilizarea creatorilor și dezechilibrarea ecosistemului, scrie în SIDU. Atunci, lipsa unei abordări structurate a artei în spațiu public și a diferitor inițiative culturale, lipsa unor reglementări locale a sferei evenimentelor publice apare. Am citat din nou din SIDU. Ce problemă mai identifică SIDU, documentul nostru de planificare strategică, în abordarea culturii la Cluj-Napoca? Citez. Grad de risc ridicat, competențe și resurse umane limitate ale administrațiilor locale pentru oferirea unor anumite servicii publice, de exemplu în domeniul cultural. Citez. Volumul insuficient în raport cu cererea a finanțărilor acordate de autoritățile locale, sectorului cultural independent și a celui de industrii creative. Pentru remediere, același SIDU prevede, citez, extinderea programelor de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru proiecte și activități ale entităților private din domeniul culturii. Iar în loc de asta, în realitate, avem trei lucruri. Rămânerea gravă în urmă la capitolul finanțare, în loc de 5 milioane de euro, poate jumătate, și un orizont de a ne ajunge urmă de 35 de ani. Mai avem o tărăgânare de 4 ani a elaborării noului regulament cerut în fiecare an de chiar sectorul cultural. Mai avem iresponsabilitatea de a ignora în favoarea unor declarații politice estimările avizate, profesioniste, ale specialiștilor în domeniu. Nu vă împiedică absolut nimic ca să enunțați nu aprilie, ci iunie. Atât. E un alt cuvânt. Bun. În consecință, din păcate, asistăm la o autodecredibilizare privind intenția autentică de a chiar adresa această lacună strategică într-un mod strategic, adică altfel decât politicianist și pompieristic. În concluzie, în spiritul abordărilor constructive atât de apreciate în această sală, solicit ascultarea în sfârșit a vocilor specialiștilor din sector, responsabilitate în declarații și, trei, începerea planificării unui proces sistematic și asumat pentru redresarea situației culturii la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cociș.
Bună ziua tuturor, mă numesc Robert Coci, regizor de teatru și film. Vreau să încep prin a menționa că eu m-am născut la Cluj, trăiesc la Cluj și am făcut toată educația la Cluj. Sunt clujan cât se poate de mult. Problema e că ce înseamnă pe plan cultural, nu prea poți să-ți faci meseria în Cluj. Eu am absolvit în 2020 licența. Am absolvit atunci peste 40 de studenți. Meseria și-o fac în Cluj, 2. Toți au plecat spre alte orașe, mulți fiind chiar clujeni. Culmea, au plecat spre orașe în care OG 51 se aplică. Sibiu, București, Târgu Mureș, Timișoara. Consider că această schimbare ar putea face ca toți, mai ales produsele Clujului, studenți și clujeni, să rămână la Cluj. Este o problemă foarte mare, acest exod al studenților de la Cluj spre alte orașe sau străinătate. Și trebuie să avem grijă ca mai ales clujenii să poată să-și facă meseria de artiști în Cluj. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Minea Teodora. Bună ziua! Bună ziua, mă aud, da? Sunt studentă, am venit din Sibiu, sunt manager cultural în devenire și dramaturg. Cu permisiunea dumneavoastră o să stau jos să-mi citesc intervenția. După cum am spus, am venit de la Sibiu, un oraș care este dinamic din punct de vedere cultural. Și am venit la Cluj. M-am înscris la această facultate, cu toate că management cultural exista și la Sibiu. Pentru că am apreciat încă din prima secundă profesioniștii pe care UBB reușește să-i atragă an de an în acest oraș și am apreciat și dinamica din sectorul cultural independent. Clujul putea fi un tărâm mult mai fertil pentru inițiativa culturală a tinerilor. Am aflat de Fabrica de Pensule, federația artistică care s-a desființat chiar înainte să ajung la facultate și de alte ONG-uri dinamice care construiesc un sector independent activ în care îmi doream să lucrez. Acum, după 4 ani de învățat și o teză de licență despre politici culturale publice, îmi dau seama că orașul nu este chiar așa cum pare de afară. Îmi dau seama că dacă vrei să crezi orice aici, trebuie întâi să te lupți cu niște mori de vânt mult prea mari, mult mai mari decât tine. Îmi dau seama că dacă vrei să lucrezi în domeniul pentru care te-ai pregătit, trebuie să știi să gestionezi lipsa de transparență, care accentuează precariatul și plasează activitatea creativă pe un nivel inferior. Îmi dau seama că dacă vrei să-ți permiți să trăiești, trebuie să te zbați la limita burnout-ului. Eu, ca tânără student, am venit la Cluj crezând că acest oraș îmi va susține inițiativa culturală. Dar ajung la o serie de dezbateri ale Consiliului Local și văd că dimensiunea discursivă e mult mai frumoasă decât cea faptică. Văd un sistem de finanțare în care accentul nu se pune pe conținutul proiectului sau pe valoarea lui artistică, ci pe capacitatea de a înțelege, capacitatea de înțelegere a lui de către consilieri nespecializați în cultură. Văd în acest sistem de finanțare o lipsă, nu pot să cer feedback pe conținut pentru a mă îmbunătăți abilitatea de a scrie un proiect, ci doar pe procedură. Văd în acest sistem o lipsă de certitudine că voi primi banii și susținerea administrativă necesară desfășurării proiectului. Și mai văd că marea majoritate a dinamicii culturale locale este generată de alte fonduri, naționale și internaționale. V-ați întrebat de ce? Continuăm să ne lăudăm cu munca unor oameni care lucrează la limita precarității, în nesiguranță, în beneficiul comunității locale, dar cu fonduri externe. Orașul din care vin finanțează proiecte pe OG 51 deja de un deceniu, prin agenda culturală a Consiliului Local, în care evaluatorii sunt recrutați din interiorul comunității, de către specialiști. Acest lucru vine în sprijinul inițiativei culturale la nivel local, într-un oraș cu mult mai mic decât Clujul, cu o capacitate administrativă mai mică, dar care pare să fi înțeles importanța dinamicii culturale. De ce administrația Clujului abordează diferit transparența culturală față de alte administrații, de exemplu Cluj sau Timișoara? Propunerea pe care Sibiu sau Timișoara, propunerea pe care o susțin și care mă reprezintă atât pe mine, cât și pe colegii mei de breaslă, aceea de a trece pe o lege specializată, ar face loc predictibilității în domeniu. Vreau să muncesc. Vreau să muncesc într-un context stabil în care să simt susținere din partea municipalității, nu doar o apreciere discursivă. Am venit cu o propunere de regulament. Am venit la dezbateri. 3 până acum. E prima dată când iau cuvântul. De fiecare dată primim aceeași iterații și același răspuns echivoc cererilor noastre. Promisiuni, denigrare și tergiversări de ordin politic.
Miza este transpartinică și în prim plan se află o propunere din partea cetățenilor, care într-o democrație primează intereselor politice. Vă reamintim că cerem consultare publică, pe lângă grupuri de lucru. Este în interesul tuturor cetățenilor să participe la o consultare reală despre soarta culturii în orașul în care locuiesc. Cum menținem energia și dinamica dacă singura formă de predictibilitate pe care o avem în contextul actual este că încet motivația noastră va dispărea, încercând în zadar să lucrăm cu administrația pentru a consolida un sistem? Și o să pun o întrebare. Care este propunerea concretă a administrației pentru tinerii aceștia ca mine care vor să lucreze, să dezvolte latura culturală a acestui oraș? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă rog, doamna consilier. Mulțumesc, domnule viceprimar. Domnule primar, e limpede că anunțul pe care l-ați făcut în deschiderea acestei ședințe, în loc să fie întâmpinat cu încredere din partea sectorului cultural, e întâmpinat cu îndoieli și lipsă de încredere. Și acesta este foarte clar rezultatul prea multor promisiuni neținute. Pentru că purtăm această dezbatere despre finanțarea culturii de peste 4 ani. Nu e nici primul grup de lucru pe care l-ați anunțat, nu e nici primul angajament pe care vi l-ați asumat, nu e prima discuție pe care o avem în Consiliul Local. Și în aceste condiții este cât se poate de legitimă întrebarea. Cu ce este diferit acest grup de lucru de celelalte grupuri de lucru anunțate? De ce am crede că acum se va concretiza ceva din partea primăriei? Singurul lucru concret, după 4 ani de discuții, e regulamentul pe care noi l-am depus în decembrie anul trecut, pe care l-am îmbunătățit în urma observațiilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis și pe care continuați să-l țineți la sertar. Nu înțelegem motivele pentru care acum pornim totul de la zero. În acest context, totul pare încă o încercare de tergiversare. Și de ce nu punem în consultare publică regulamentul depus încă din decembrie, deci imediat 4 luni, și care a fost de altfel elaborat în urma unor dezbateri și consultări cu reprezentanții ai sectorului cultural clujan? Prin urmare, vă cerem public să puneți acest regulament deja depus în consultare publică, conform legii, să-l aducem la vot în Consiliul Local, să vedem trece, nu trece, și apoi să pornim totul de la zero. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, domnule consilier. Mulțumesc pe alt subiect, dacă Haideți se poate. Să terminăm subiectul ăsta și după aceea trecem la alt subiect. Văd că mai este încă un... Vă rog, aveți cuvântul. Să vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Stimate domni, stimate doamne, eu sunt Alex Rădulea, sunt actor, absolvent al Facultății de Teatru și Film din UBB, sunt manager cultural și sunt președintele Asociației Studenților de la noi de la facultate, pe care am înființat-o în octombrie. Vreau să vă spun și să întăresc oarecum ce au adus în discuție și colegii mei. La noi în facultate și nu numai, dar la nivel local, artiștii trec printr-o problemă foarte mare care cred cu tărie că ține și de, nu știu cum să mă exprim mai bine, dar cred că ar trebui încurajată o soluționare și din partea primăriei, nu să fie doar bottom up, să fie și top down. Pentru că noi, spre exemplu, cu asociația ne propunem să soluționăm o problemă foarte gravă din sectorul nostru, migrația tinerilor către alte orașe culturale și rata șomajului absolvenților, care este foarte mare. Anual termină 150 de studenți la noi la facultate, dintre care cred că mai puțin de 10%, 5% rămân în Cluj și activează în domeniu. Noi, ca atare, spre exemplu, propunem niște soluții care ar trebui întâmpinate și de primărie cu sprijin la această problemă. Spre exemplu, creăm trupe de improvizație, ca să le dăm șansa studenților să profeseze. Și spun asta pentru că încercăm cumva noi să venim cu niște soluții la nivel intern, la nivelul grupului nostru mic, dar cred că nu e sustenabilă această direcție, nici durabilă și consider că ar fi foarte important și din partea Consiliului Local și a Primăriei să vadă cumva problema asta reală ca fiind gravă pentru absolvenții noștri și pentru sectorul cultural independent din Cluj și pentru viitorul orașului.
în primul rând, oarecum. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai era încă o mână ridicată pe acest subiect? Nu. Aș vrea să fac o mențiune. Datele au fost anunțate pentru grupurile de lucru și întâlnirile care vor avea loc în data de 13 și 19 martie în această sală. Cine dorește să participe, este așteptat să participe la aceste întâlniri de lucru la datele menționate până în acest moment. Altceva de completat, doamna consilier, la cele spuse de dumneavoastră, nu mai am. Evident că nimeni nu este depozitarul adevărului absolut, nimeni nu deține perfecțiune absolută. Cred că și dumneavoastră ați menționat că pot să fie aduse îmbunătățiri și cred că prin faptul că este un grup de lucru din care fac parte, așa cum i-ați menționat dumneavoastră, specialiști, cred că este de bun augur, astfel încât să iasă un regulament bun și să fie, în primul rând, aplicabil. Vă rog, domnule, dacă mai doriți, domnule consilier, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Un alt subiect. Domnule primar, în vara anului trecut, la recepția proiectului Revitalizarea malurilor Someșului, a platoului Sălii Sporturilor, parte din acel mare proiect, spuneați în Consiliul Local. Acolo era o parcare pentru toate rablele, transformăm spațiul într-unul pentru oameni, spațiu pietonal de agrement să vadă oamenii Someșul, nu o mulțime de mașini. Se pare că încet, încet spațiul își recapătă destinația inițială. În acest weekend era plin de mașini parcate acolo și aș dori să vă întreb care este până la urmă destinația și dacă este spațiu pietonal, ce măsuri va lua primăria. Este documentat cu fotografii de către un cetățean a Clujului pe Clujul Civic, plin de mașini în weekend. Vă rog să mai menționez, unde erau mașinile? La Sporturilor. Acolo trebuie să, pe platoul Sălii Sporturilor, care a fost amenajat de către primărie, nu au acces mașinile. A fost pe acea bucată care nu a aparținut primăriei municipiului Cluj-Napoca, care nu a putut să fie modernizată odată cu platoul Sălii Sporturilor, ce a făcut parte, dacă vă aduceți aminte, am și votat aici un protocol pe care l-am încheiat și cu Universitatea Tehnică și cu Ministerul, ca să putem prelua acel teren, urmând ca să putem extinde acest proces și pe terenul care nu aparține și nu a aparținut primăriei municipiului Cluj-Napoca. E foarte clar ce a spus domnul viceprimar, e mai clar ca lumina zilei. Ce face Direcția Județeană de Tineret și Sport cu terenul pe care îl are în proprietate e bătaie de joc la adresa clujenilor. Ce face Ministerul de Resort care nu ne predă terenul este o sfidare fără precedent a Clujului. L-am cerut în egală măsură și terenul și sala polivalentă de peste 5 ani, să-l predea sala Curea de Mian. Nu s-a întâmplat din nefericire acest lucru până acum. Primăria a demonstrat că acolo unde a intervenit, a creat un spațiu de calitate, un spațiu public unde poți să ai evenimente, poți să ai târg de Crăciun, poți să ai lucruri care să redea acel spațiu cetățeanului așa cum trebuie ca atare. Și noi am amenajat un loc de parcare pentru autocare, pentru număr de autoturisme, dacă nu greșesc, 40 sau 60, raportat la dimensiunea spațiului, dar faptul că celălalt teren, celălaltă suprafață de teren, nu aparține de primărie, evident, nu putem interveni, nu am cum să reglementez pe proprietatea cuiva ceva. De aceea v-aș ruga măsura în care doriți să vă adresați cu această întrebare proprietarului terenului cuvenit și să-i întrebați de ce fac acest lucru. Din păcate, dacă vă uitați pe fotografii de pe Clujul Civic, este pe tot, inclusiv pe terenul amenajat cu dale de primărie. V-am precizat acest lucru cu privire la ce înseamnă primărie, ce înseamnă competență. Acolo este și mai este încă un târg, dacă nu cred, în derulare, nu știu dacă s-a terminat, până la sfârșitul lui februarie. S-a terminat deja, sau se finalizează târgul unde a fost și un mic patinoar amenajat, nu? Rest, altceva nu pot să vă spun, treaba lor. Deci în acea zonă e clar, acel este spațiu public, este barieră pusă acolo, punct. Ce fac ceilalți? Să răspundă și ei în fața publicului larg. Dar acolo este un spațiu, repet, destinat clujenilor. Te rog, un microfon și pentru domnul din sală. Domnule primar și dragi consilieri,
poate că e cam de vreme acum, dar având în vedere că este an electoral și vreau să vă întreb pe lângă lucrurile menționate pe termen lung care le aveți în derulare proiecte și cele care sunt deja începute, ce alte proiecte aveți pregătite pentru următorul mandat electoral? Mulțumesc frumos. Ele o să facă obiectul dezbaterii în perioada campaniei electorale, când forțele politice o să vină să-și prezinte viziunea despre viitor. Acum aici am discutat proiectele care sunt în curs, aprobate conform legii de către Consiliul Local, iar viziunea strategică se află în strategiile adoptate de municipiu. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să mă retrag chiar dacă este de la diverse. Mulțumesc, domnule consilier. Vă rog, doamna Ciubanca. Domnule președinte, revin din nou la întrebarea cu referire la proiectele depuse de către mine și colegul Mătușan pentru bugetul local. Eu am depus mai multe adrese, printre care adresa 57998 din 1701 din 2024, din data de 26.01.2024, care cuprinde acea solicitare prin care dumneavoastră să ne specificați exact unde au fost integrate proiectele propuse de noi, parțial, dar propuse. Ascultăm. Deci asta era o întrebare. Vă rog frumos să vă notați. Am notat. Interpelat, da? Da, mulțumesc. Altceva? Bun, legat de proiectul 39, vreau să revin cu propunerea mea legat de zilele Cluj-Napoca, 50 de ani. Chiar m-a revoltat atitudinea colegilor în general, pentru că este o negare a faptului că suntem români și nu mi se pare normal să avem o asemenea reacție, mai ales când în acest an important nu avem o sărbătoare dedicată acestui eveniment. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, doamna consilier. Aș vrea să profit de încă prezența domnului primar în sală, să vedem dacă ne poate totuși răspunde la întrebarea pe care am pus-o. De ce nu se pune regulamentul depus în decembrie în consultare publică? Totuși, asta prevede legea. Dincolo de orice alte discuții pe care le vom avea, dezbatere și mai departe, avem un document oficial depus la care n-am primit încă niciun răspuns. Ce veți face cu acel regulament? V-am răspuns deja la această întrebare. Dacă aveți și întruniți numărul de consilier necesar, faceți un proiect de hotărâre astfel încât să poată să fie depus. Așa cum am spus, rămân la ce am spus. Data de 13 și data de 19 va fi acel grup de lucru. Sigur că se poate pune de la orice discuție doriți și la orice platformă existentă și vă rog să participați la acest grup de lucru, dacă doriți, bineînțeles, astfel încât să putem avansa și în luna aprilie, că o să fie în 1 aprilie sau să fie 28 aprilie, să putem să avansăm, așa cum am menționat și domnul primar și cum vă întăresc și eu acest aspect, să putem să avem acest regulament. Consultarea, punerea unui document în consultare publică nu este condiționată de întrunirea unui anume număr de voturi din partea consilierilor locali. Asta este o procedură administrativă care trebuie urmată. Nu e, desigur, poate că la vot în Consiliul Local regulamentul nu va trece, dar procedura administrativă este ca el să fie pus în consultare publică și să-și urmeze traseul administrativ normal. Regulă, mulțumesc, să primiți în scris acest răspuns. Alte intervenții, dacă mai sunt? Eu solicit, dacă se poate, să facem o rectificare a proiectului HL 39 cu completarea denumirii complete a municipiului Cluj-Napoca. Doamnă consilier, dacă ați fi citit regulamentul Consiliului Local, ați fi știut că odată ce un proiect a fost votat, nu se mai poate reveni nici măcar la procedura de vot. Și aveți aproape 4 ani de Consiliu Local și măcar acest lucru ar fi trebuit să-l știți după 4 ani. Am vrut să fiu auzită, domnul primar, viceprimar. Așa, de fiecare poate dat... primar, nu se știe. Ba, se știe, da, se știe, perfect. Bun, se știe, da. Nu, dacă suntem la capitolul ironii, haideți să le terminăm. N-am nevoie să mă ironizați, lăsați că știu foarte bine ce vorbesc și dumneavoastră înțelegeți foarte bine.
de nicio ironie, este doar o chestiune procedurală, legală. Tot timpul ironizată. Și tot asta v-am răspuns și eu, domnule primar. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Domnule președinte, citesc din codul administrativ. Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilier local sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face cu cei care le propun, cu sprijinul Secretariatului General al Unității, Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Am depus acest regulament, am respectat exact toate prevederile legale. Dumneavoastră îl țineți în sertar. În continuare, nu avem un motiv pentru care acest proiect nu-și urmează cursul administrativ firesc. Bun, vă invit data de 13 și 19 martie să participați dacă doriți la această dezbatere. Legat de celelalte componente, o să primiți răspunsul în scris. Avem deja pe masă un punct de pornire și o să vă rog să participați dacă doriți, bineînțeles. Alte intervenții, dacă mai sunt? Nu mai sunt, vă mulțumesc pentru invitație, declar pentru participare.